pui pixul. Ideal mi-a lăsat. A. Stimați colegi, bună dimineața! Astăzi este o zi deosebită pentru toți pasarabenii, pentru bucovinenii din nordul Bucovinei. Astăzi, 6 iulie 2022, se împlinesc 73 de ani de la al doilea val de deturpări staliniste, din 5, 6 și 7 iulie 1949. Odată cu intrarea autorităților sovietice pe teritoriul Basarabiei și a Bucovinei de Nord, a început marele proces bine dirijat de deznaționalizare a acestor teritorii românești. Deportările au început, de fapt, imediat în 1940 și au durat până în 1953. În 40, dacă ne amintim, au fost arestați, deportați, în primul rând, foștii deputați din statul țării, care au votat unirea cu România, au fost arestați și deportați intelectuali basarabeni, intelectuali care s-au format în perioada interbelică. E vorba de scriitori, oameni de cultură, primari, notari, medici, fete bisericești. Știm cu toți, am avut acest noroc, generația noastră, să răsfoim tristele pagini de istorie, ceea ce s-a întâmplat la noi aici, în Basarabia și în Bucovina de Nord. Au apărut jurnale, au apărut cărți, memorii. La Uniunea Scriitorilor, acum 8 ani, am decis să inaugurăm această proiectă în memoria scriitorilor, marții aici pe focul. Sunt imprimate numele a 33 scriitori, iar mai jos sunt 3 scriitori care au murit din timpul celui de-al doilea război mondial. Sigur că aici nu sunt numele tuturor scriitorilor deportați, exterminați. Este de datoria noastră să ne amintim de ei, de fietele lor, de acel calvar. Nu e cazul să scăpăm cumva o notă falsă în discursurile noastre, de aceea eu întotdeauna m-am străduit să nu fiu patetic în discursurile mele. Nu trebuie să facem pentru acești martiri care au scris, care au vorbit limba română, care au pledat pentru alfabetul latin. Trebuie să ne amintim de ei mai mult decât atât. Nu cred că este suficient să ridicăm o troică în limba română. Nu cred că este suficient așa pur și simplu să facem manifestări de comemorare. Acești scriitori martiri trebuie readuși în actualitate. Mulți dintre ei nu au fost reeditați acum recent. De aceea, împreună cu Muzeul de Literatură, astăzi vom vorbi, începând cu ora 11, vor fi invocări, evocări,
vor fi abordate subiecte din viața și opera acestor scriitori. Este important, stimați colegi, poate într-un an, doi, să edităm niște antologii cu operele acestor scriitori. Unii dintre ei au avut norocul pus când apărea în unele broșuri, cărți, plachete, dar ziceam că ar fi o idee extraordinară dacă în următorii ani am edita. În cadrul proiectului de editare a Cărții Naționale susținut de Ministerul Culturii, două volume de o antologie de proză și de poezie cu operele acestor scriitori. Mai mult decât atât, eu cred și în programele școlare, universitare, pentru că ar trebui să existe capitole în care să fie predată literatura acestor scriitori. Ceea ce nu trebuie să uităm, stimați colegi, este faptul că acești scriitori au murit pentru că au vorbit și au scris și au păstrat limba română valorile noastre române. Acum aș vrea să îl mulțumesc colegului nostru, membru al unui scriitorilor, preotul Ioan Cirin, parohul Bisericii Sfânta Teodora Catedralei Ortodoxe Române, Sfânta Teodora de la Sicla, oficier împreună cu fetele bisericești, un parastas, o slujbă de pomenire în memoria înaintașilor noștri, scriitorilor, deportați de regimul comunist. Mă rog. Domnul Sfântie Hristos, Dumnezeu nostru, ați venit o paru, ca Sfântului Tău Duh. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Aleluia! Ce prin adincolo înțelepciunii cu iubire de oameni Toa, de vechi vermisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul de zile, dorele, păudicne, Doamne, sufletelor adormiților, rubilor Te, că spre Tine nedevde și opus spre Făcătorul și Ziditorul, și Dumnezeu nostru. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fiindcă ne rugăm pentru scriitori și
depărtat de regimul comunist, adormiți-i, martiri, arbore, Ekaterina, Байдане Борисе, Кабак Несторе, Чорбо Павеле, Пулко Адексие, Курунга Андрей Костенко Николае, Куркиера Михаила, Дойбан Якоб, Друци Георгий, Гани, Емил, Гросу, Серджо, Кадипа, Пантелеймон, Денце Самуил. Десне Санда, Малай Теодор, Маринат Алексей, Милев Думитро, Ника Седжу Матеї, Келіван Йоанне, Кроган Вадин Русу Георгі, Сендуце Петре, Сетяну Пілімоне, Стати Петро, Стойка Чезар, Сулаков Йоанне, Штепанука Петре, Тимбур Александро, Терзиман Александро, Преотола Сепордей Василий, Суркану Николай, Батаман Паул, și pentru ca să diserte vor toate greșeală ce de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde toți drepții se odihnescă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mila lui Dumnezeu și împărăția cerului și iertarea păcatelor lor la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte, Dumnezeu nostru, să le cerem. De Doamne, Doamne, miluiește. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, străitorilor martiri ce au suferit și depărtat și verii de viață. Hristoase, Dumnezeu nostru, cu Ție mărire înălțim, cu Cel fără început al Tău, Părinte, cu prea Sfântul și Bunul de viață, Păcătorul Tău, Dum, acum și părurea și în vecii vecilor. Amen. Cu Sfinții odihnește Hristos. Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră mărire Ție, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cernice, Părinte, binecuvântea, din mort Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Matei sale, toate Sfinților, Slăviților, într-o tot lăudaților apostoli, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, fraților, surorilor noastre, scriitore, deportați,
adormit multă bere de gheață, torturație, martirii, în cortul e drept să-ți așa idem, că să vreau să odihnească, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, adormiților, scriitorilor, trecuți către Domnul, în chinuri groaznice, martiri, în Siberia, trecuri veșnică pomenire, veșnică pomenire. Pomenirea lor în neagam și neagam. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să-i odihnească cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Domn președinte, domnule Teo, vrea că stimați doamne și domnule scriitori, colaboratori a Uniunii Scriitorilor, mă bucură, e un eveniment trist, dar bucură sufletul faptul că lumea aceasta care s-a plecat și înțeagă bine fraze, versuri, lucrări importante pentru proză, pentru frații și surorile noastre, pentru generația ce vin după noi și acest capitol nu lasă în umbră. Astăzi la gara feroviară, la monumentul deportaților, unde a venit guvernul, parlamentul, lumea, deportații. Evident că au vorbit lucruri bune, frumoase, importante. Se vorbea și de detalii, fiind necesar, că da, e bine. Ceea ce a spus domnul președinte, e necesar mult ca să se facă studii în continuare în aceste domenii, de un studiu aici dincolo, să se scoată lucrări, cărți. Este important ca noi să comemorăm și să nu uităm și să fie bătut totul în cuie, dar și toată munca aceasta, ce se face, să nu stea undeva acolo să se prăpuiască, trebuie să se ajungă de la mic la mare. Eu cred că e bine și necesar ca noi să fim români, moldoveni, bine, cu demnitate, ca națiune, ca popor, cu codul genetic. Noi avem ochii largi, știți, și spuneam astăzi că, comparativ cu japonezii care au ochii înguști, ei nu știu, sunt ochii înguști, dar văd lucrurile foarte bine, ce a fost, ce este și ce trebuie să facă pentru ziua de mâine. Poate și nu ar trebui ca să fim cu ochii deschiși, dar și claritatea minții, să ne ține bine mintea și să avem educația, cultura aceasta, pentru că, cu regret, ultima vreme, noi ne adunăm cei maturi, dar nu luăm de mânuță pe cei mici, elevii, studenții. Eu înțeleg că vara ei sunt plecați unii la odihnă, dar cum ar fi? Cum ar fi când se adună o mână de oameni, o mână de oameni dintre? Când oamenii se schimbă cu informația, lucrurile merg înainte, este această creștere. Este lumea aceasta de
deportații care sunt în viață, ei trebuie să fie aduși în instituții de învățământ, să povestească. Astăzi aveam, erau multă lume care stăteau cu fotografii. O doamnă la plecare zic, dar ce fotografie aceasta? Și zic, parcă e un copilaș aici, în șurul lumii, îmbrăbărind cu coarcele, telecul, erau și păi zice, iată, el, ăsta zice, avea un an de zile și ceva. Și a înghețat de frig. Copilul a înghețat de frig în Siberia acolo. Adică o fotografie foarte clară, cu niște, o lume chinuită, care dacă o aduci în fața elevilor și studenților și le vorbești aceste lucruri, peste ani de zile nu vor uita. Noi trebuie să muncim, să punem mult suflet, nu doar la momentele când sunt zile de comemorare. Și e bine, domn președinte, ce faceți și eu îmi pun nădejde. Dacă vă văd și vă cunosc că mama care a fost profund credincioasă, o bună creștină a noastră și care v-a educat așa și pe domnul Anatolie Chirea și domnia voastră în spirit creștin și dacă noi vom pune accentul, bine, astăzi parcă erau toate trei, politico și-a făcut misiunea, biserica și-a făcut misiunea, Uniunea Creitor și-a făcut misiunea. Dar nu numai astăzi. Ea trebuie să fie pe parcursul anului și a anilor, pentru că vorbeam încă ani în urmă. Pentru că de 22 de ani, noi suntem în aceste activități și cu regretabile. Și le vorbeam că noi nu trebuie să uităm. Că lucrurile ar putea să se mai întoarcă. Am fost la lansări de cartea domnului Vasile de la Telenești, tantei, cum, tatăl, Vasilie, Dumnezeu să-l ierte, da. Și discutam atunci chiar că zic, totul poate, ar putea să se repete. Cu ce e, părinte, am mai trecut timpul. Da? Iată vorba americanilor, niciodată, nu zi niciodată. Da, părinte, mulțumim din suflet. Nu trebuie să mergem prea departe, părinte Ioan Ciuncu. Evenimentele războiului din Ucraina este o dovadă în plus că acest proces de deznaționalizare, de cotropire a națiunilor vecine, continuă, doar că și-a schimbat puțin accentul, dar metodele și mecanismele, este așa zisul război hibrid, care constă din diferite elemente, cum ar fi șantaj, criză, până la urmă, un război adevărat, un genocid adevărat, pe care, cum să zic, s-au schimbat principiile. Dacă în timpul deportărilor staliniste erau ridicați doar unii, cei mai gospodari, erau ridicați intelectualii și duși în Siberia și în Kazahstan și în alte zone îndepărtate de nord, astăzi, acest imperiu ce face? Pur și simplu nimicește o națiune vecină, o șterge de pe fața lumii, dacă nu o poate cuceri, atunci o distruge, o destinițează. Părinte, noi trebuie să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să învingă colegii, să învingă vecinii noștri ucraineni, pentru că nu ne-aș dori și nu vă doriți nici dumneavoastră să ajungă acele tancuri la prut, ca să fim și noi, scriitorii intelectuali, puși în aceeași situație de a supraviețui cu orice preț. De aceea, vă mulțumesc din suflet, părinte, estimați colegi, vă mulțumim foarte mult și ceea ce am zis, într-adevăr, astăzi poate că suntem puțini, dar ar trebui să revenim la aceste comemorări și nu doar prin discursuri, dar și prin fapte concrete, am zis, este vorba de readucerea în actualitate a operelor acestor scriitori martiri, prin cărți, monografii, antologii. Vă mulțumesc, avem de lucru scriitorii, editorii, muzeografii, savanți. Vă mulțumim, Doamne ajută, să nu uităm pe înaintașii noștri, ca să nu fim și noi uitați de cei care vor veni după noi. O vară frumoasă, cu lumină de la soare, cu lumină în suflet, cu neuitare. Stimați colegi, încă o dată vă amintesc, la ora 11 mergem cu toții la Muzeul Național de Literatură. Acolo vor avea loc
dezbatere, evocă privind viața și activitatea scriitorilor martiri. Vă invităm, acolo este aer condiționat, acolo este o atmosferă în care putem participa cu trup și suflet în acest moment înălțător de comemorare a înaintașilor noștri. Vă mulțumim și ne vom împreună. După asta, dacă și facem loc aici, pentru că de vedem un loc la socul proiectului. Vă rog, să ridicăm asta. Cu tot. Vă acest sentiment național în țara de cină este... Este un moment la care trebuie să revenim cu mare atenție, pentru că acel proces de deznaționalizare nu s-a terminat. Continuă într-o altă formă, una poate mai diabolică decât acele depărtări staliniste, pentru că astăzi, Imperiul, dacă nu te poate deporta, atunci te omoară, te desfințează.
da, acel proces de deznaționalizare a pornit de regimul stabilit, el continuă cu alte, alte forme, unele forme dintre care sunt și mai diabolice. Dacă Nigeria nu se poate deznaționaliza, dacă nu se poate deporta, atunci Imperiul se atacă, înșelește pentru a te desfința fizic și moral, așa cum se întâmplă în țara vecină, Ucraina, unde Federația Rusă a declanșat un război sângeros împotriva acestei națiuni. Vă mulțumesc. Nu știu ce vreau să ne Casa Scriitorilor, de la Uniunea Scriitorilor, de la Slujba de Pomenire, care s-a ținut în fața Troiței, în memoria scriitorilor victime ale regimului stalinist, ale regimului comunist, suntem la Muzeul Național de Literatură Mihail Cogălnicianu și începem partea a doua a evenimentului nostru, partea în care vom vorbi despre scriitori, vom vorbi despre viața lor, despre opera lor, vom prezenta manuscrise, vom prezenta cărți, vom privi secvențe din filme, secvențe din film, secvențe de interviuri, vom face și o prezentare a unor imagini dintr-o carte a unei autoare din exilul siberian sau din deportările în exil, din deportările siberiene, o autoare care a fixat acele momente de calvar prin grafică și a făcut o carte, vom încheia cu această prezentare. În fața dumneavoastră aveți, se va mișca acest pe ecran acest, cum se spun, aceste diapozitive, prezentând imaginile acelor scriitori care sunt trecuți pe soclul Troiței. Acolo unde nu vedeți imagine, nu s-a găsit imagine. Nu s-a găsit imaginea. O parte din aceste fotografii sunt din arhiva muzeului, sunt din arhiva Nicolae Răileanu, iar o parte au trebuit să fie căutate și găsite, aranjate. Colega noastră, doctor în filologie Natalia Hareton, s-a ocupat de această prezentare. Deci, discuția noastră, am zis să o facem în acest spațiu, ca să avem și un aer un pic mai rece, eu sper că se va recori între timp. Avem acolo apă, apă rece, apă fierbinte și o să vă rog să folosiți aceste posibilități și să stăm să comemorăm acei oameni care, iată, că au fost represați, au fost exterminați. Și aș porni de la 1937 Transnistria, când câțiva scriitori care credeau pentru alfabetul latin, știți că în Transnistria un timp s-a scris cu alfabet latin, alfabet românesc, credeau pentru operele clasicilor, au fost împușcați, învinuiți fiind, probabil învinuirea a fost că au fost bănuiți de spionaj în favoarea Japoniei. Apoi, prima deportare, cum s-a spus astăzi, cum a vorbit domnul președinte al Uniunii Scriitorilor, domnul Teocheiac, prima deportare din 1940, după 28 iunie. Apoi, acuzele care au fost aduse unor scriitori de eu știu, de naționalism sau de plegare împotriva puterii sovietice, cam așa, cam aceasta a fost acuzația care i s-a dus lui Nicolae Costenco și lui Mihail Cricheru.
Nicolae Costencu, arestat în 25 iunie 1941. Acest moment, apoi anul 1947, când a fost arestat Alexei Marinac. Apoi alți ani, deportările din 1949, iată că noi în legătură cu aceste evenimente, cele 3 zile, 5, 6, 7, iulie 1949, comemorăm anume în aceste zile toate victimele regimului comunist care au fost întemnițate, persoane deportate, persoane exterminate. Nu mai spun de situația scriitorilor care au făcut parte din statul țării și așa mai departe. Acest moment despre care sau faptul că vorbim în acest moment, 6 iulie 1949 și astăzi 6 iulie 2022, adună cumva împreună memoria scriitorilor, oamenilor în general care au fost supuși întemnițării și deportărilor. Sigur că astăzi se vorbește despre deportări. Dar noi vorbim la modul general și despre alte destine, alți scriitori care au fost în alt timp supuși represii și deportărilor și exterminărilor. De aceea ne vom referi la diferiți scriitori. Aș mai spune în legătură cu aceasta că probabil din necunoaștere sau din atenție sau poate din faptul că nu s-a fixat bine în memoria noastră această perioadă, fluctuăm în termeni. Spunem ba deportare, ba exil, ba îndemnițare, ba și așa mai departe. Deci putem spune că un scriitor a fost exilat când el de fapt a fost îndemnițat și a avut domiciliu forțat. Sunt termeni care spun altceva. Asta, pentru mine, cel puțin, este un semn că încă nu stăpânim bine informația și încă nu s-a prins în memoria noastră așa, lucrurile așa cum s-au întâmplat și nu spunem lucrurilor pe numele lor adevărat. Astăzi vă invit la această discuție și acum mai propun lui Teo Chiriac să spună câteva cuvinte aici la acest microfon. El a vorbit la Troiță, dar aici e și alt public. Te rog frumos. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența. Astăzi, evenimentele de comemorare au început de la prima oră, de la 8:30, acolo, în fața grădii, unde există acel moment consacrat victimelor deportărilor staliniste. A continuat la Casa Uniunii Scriitorilor, acolo unde, acum 8 ani de zile, a fost anunțată o troiță în memoria scriitorilor deportați și exterminați de regimul comunist. Acolo a fost un moment emoționant, înălțător, pentru că s-a ținut un parastas pentru sufletele scriitorilor martiri. Este adevărat, noi nu suntem istorici, suntem scriitori, și pe noi ne afectează mai ales partea emoțională, sentimentală a lucrurilor, atât care printre noi și prezent și istorici care probabil vor vorbi cu cifre, cu date. Deși vreau să vă spun că atunci când e vorba de suferință de viața unui om, statistica pălește, chiar nu văd care ar fi rolul ei, atâta timp cât viața chiar a unui singur om, a unui singur copil, contează foarte mult. Astăzi, zilele astea sunt zile COVID-e, mergeam în transportul public și știți probabil că mai mergeți și dumneavoastră cu transportul public,
în această căldură infernală, când mergi într-un troleibuz, fără aer condiționat, te sufoci, transpirația abundentă. Și eu mă gândeam în acel moment, și ieri și astăzi, dar ce simțeau oamenii, copiii, bătrânii care în aceste zile erau încărcați cu forța în vagoanele de transportat vite, fără apă, fără alimente, fără aer condiționat. Și a trebuit să meargă zile, săptămâni, luni în șir, până la locurile de destinație ale infernului comunist. Și atunci, amintindu-mi, răspund sincer, am zis, domne, chiar nu am... Sigur că da, transportul comun trebuie să aibă și aer condiționat, trebuie să ne bucurăm de cele mai noi tehnologii, dar în același timp zic că vorbim de memorie, ar trebui din când în când să ne amintim ce s-a întâmplat cu niște oameni ca și noi, poate mai sărmani decât noi, în acele zile de calvar, ei plecau necunoscut la capătul lumii, fără avere, fără casă, fără masă, fără nimic. Deci, trebuie să facem aceste exerciții de memorie din când în când, așa, în forul nostru interior, în intimitatea noastră, ca să ne dăm seama că oricât de cald ar fi, oricât de torid ar fi această vară, insuportabilă totuși. Există umbră, există înghețată, există apă la robinet. Vreau să revin. Imaginați-vă când acei 13, cred că 15 ani, cât au durat acele valuri imense de deportări, au fost, de fapt, afectați cine? Oamenii noștri din satele basarabene, dar și intelectualii. Deci, acele personalități care, în perioada interbelică, s-a format ca intelectual, ca om de cultură, ca scriitor. Pentru că imediat după 1940, când au intrat cu tancuri și baionete forțele armate roșii aici, primii care au fost arestați, deportați, au fost foștii refutați în statul țării, care au votat Unirea în 1918, au fost scriitorii, au fost oameni de cultură, au fost primarii, au fost fiețile bisericești, au fost cei care făceau cultură aici, în Basarabia, cultură românească. Cei care, în acea perioadă interbelică, își formaseră deja o conștiință națională. Aveau sentimentul ăsta că aparțin la o națiune, la un popor. Și atunci când au venit sovieticii, primul lucru pe care l-au făcut, au încercat și au reușit, din păcate, să deznaționalizeze, să rupă din rădăcină această națiune, această lume bună care lucra la țară, care avea pământ, care avea o moară, care avea un atelier de cusut și așa mai departe. Când vii aici, în orașele mari, în Chișinău, deci este vorba de scriitori care aveau o revistă, o revistă care avea un program, o revistă care preda pentru valorile naționale. Cu alte cuvinte, acest proiect diabolic de deznaționalizare a funcționat aproape perfect. Deci s-a încercat nu doar cu basarabenii și bucovinenii din Bucovina de Nord, dar și din celelalte republici să ridice mii, zeci de mii de familii, de țărani și intelectuali, pentru ca să valorifice, să populeze întinsurile imense ale Imperiului.
Imaginați-vă, ziceam, acolo, lângă Troiță, acolo unde, în vecinătate, este monumentul lui Mihai Eminescu, apropo, vecinătate simbolică, pentru că Eminescu este cel care ne-a spus-o franc. Nu noi suntem stăpânii lumii, limbii, pardon, ci limba e stăpâna noastră. De ce vorbesc despre limbă? Pentru că acești scriitori au fost exterminați pentru că își iubeau limba. Pentru că scriau în limba română, pentru că vorbeau în limba română, pentru că predau pentru alfabetul latin, pentru că apărau valorile naționale. Și întotdeauna se știe că o națiune are punctul tare, nucleul de fildeș, care este limba. Limba care este nu doar un instrument de comunicare, dar este cea care redă sensibilitatea, simțirea unei națiuni, a unui popor. Deci asta s-a dorit, asta se dorește în continuare, ca să uităm limba, ca să nu mai vorbim și ca să nu știm cine suntem. Pentru că lupta asta pentru a șterge conștiința națională, istoria noastră a fost, este și din păcate, dacă nu ne trezim odată și odată, ea va mai fi. Va dura. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în țara vecină, Ucraina, războiul ăsta sângeros declanșat de Kremlin, este o altă metodă sau un alt fel de deznaționalizare. Atunci când nu mai poți ridica o națiune, un popor, nu mai poți scoate, ridica din locul de baștină și a exila în Siberia, atunci vii peste această națiune cu tancuri, cu obuzieri, cu avioane, pentru ca să o distrugi, să o desființezi. Și nu doar material, și nu doar geografic, dar în primul rând spiritual, sufletește. Sigur că este foarte important, stimați colegi, nu doar să ne amintim de înaintașii noștri, de scriitorii care au suferit atât de mult pentru valorile naționale sau din cauza protejării valorilor naționale. Deci nu cred că este suficient să înălțăm o Troiță. Nu este suficient să înscriem numele acestor martiri pe socul acestei Troițe. În semn de profundă recunoștință noi, care suntem scriitori, savanți, editori, ar trebui să revenim, să îi readucem pe acest scriitori în actualitate. Sigur că în ultima perioadă s-au deschis arhivele, savanții au scris, au extras informații, au apărut cărți despre foamete, cărți despre deportări și așa mai departe. Au apărut și unele texte ale scriitorilor, unele care nu văzuseră lumina tiparului atunci, în timpul vieții lor. Da, vreau să vă spun că mai avem încă foarte multe de făcut în acest sens. Adică, ar trebui să facem niște lucruri concrete. Unul dintre acestea ar fi, de exemplu, în cadrul proiectului de editare a cărții naționale, să vină o editură cu un proiect prin care să propună editarea unor antologii. Să zicem, un volum proză, un volum poezie din lucrările din opera scriitorilor deportați și exterminați. Eu ziceam două volume.
dar ar putea fi și mai multe. Pentru că, probabil, o să vorbiți în continuare despre unele volume care au apărut deja. Dar încă o dată zic, eu aș vrea și îmi doresc foarte mult ca cei 33 de scriitori care sunt acolo înscriși pe socul Troiței, din fața casei mele, dar mai sunt încă 3 acolo care au murit sărmani în timpul celui de-al doilea război mondial, să apară în aceste volume cu o scurtă biografie, cu o poză și cu fragmente din opera lor. Ca oricine ar deschide, să le vadă chipul, să le vadă numele și să le vadă opera lor. Este foarte important. Pentru că asta înseamnă nu doar memorie. Pentru că și memoria are nevoie nu doar de ceva, nu doar abstract, dar de lucruri foarte concrete, palpabile. Poate că pe parcurs o să revin cu niște idei sau cu niște sugestii, dar atât aș vrea să vă spun deocamdată. Dar mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru prezență și sper că această întâlnire, acest moment de comemorare va fi un imbold pentru noi. Iar în anii viitori vom fi și mai mulți și vom avea și lucrări palpabile despre înaintașii noștri. Vă mulțumesc! Azi dimineață ne-am întâlnit cu domnul profesor Petrencu la telemaționarul de la Atenie Moldova. Dumnealul ieșea, eu intram și ne-am referit, știu că și dânsul s-a referit la acest eveniment, dar domnul profesor Anador Petrecu este istoric, știe detaliile, știe, cunoaște nuanțele și îl invităm acum să ne vorbească despre acest... Mulțumesc! Onorată asistență, bună ziua! Mulțumesc pentru invitația care mi s-a făcut. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a semnat un decret prin care ziua de 6 iulie este considerată zi a comemorării victimilor regimului totalitar comunist. Eu înțeleg nu numai victimele de la 6 iulie 1949, dar toate victimele care le-au avut Basarabienii începând cu 1940, pentru că toate nenorocirile au început pe data de 28 iulie 1940, când au venit tancurile sovietice, este Basarabia Nordul Bucovii de Ținutul Herța și au fost incluse în Imperiul Sovietic. Sovieticii au venit nu numai cu tancurile și turnurile, ei au venit și cu legislația lor. Și la noi de multe ori nu se cunoaște lucrul că aici în Basarabia a fost imediat sau la scurt timp după invadare implementat decretul Leninist despre pământ, prin care pământul a fost declarat proprietatea statului, toate bogățile care au pe pământ și sub pământ. La noi, țăranii continuau să creadă că sunt proprietari acelor 6-8 hectare de pământ primite în rezultatul reformei agrare din 1921, dar degeaba credeau, pentru că totul era al statului sovietic. Au naționalizat băncile, mijloace de transport, au schimbat într-un mod foarte obraznic lei pe ruble, sărăcind pe populația și un șir întreg de alte crime care au fost comise de sovietici, pe teritoriul românesc al Basarabiei. Dar cel mai grav a fost ceea ce noi istorici numim primul val de deportare. Adică noaptea de la 12 spre 13 iunie, cu câteva zile înainte de a se începe războiul dintre Germania și Uniunea Sovietică, au fost urcați în vagoane și deportați în Siberia 13.885 de persoane, dintre care s-a alcătuit o listă și Sergo Gogliță. Gogliță n-a fost un oricare. Sergo Gogliță a fost vicecomisar al poporului pentru afaceri interne, al lui Berie, vicepreședintele Berie, trimis special aici în Basarabia ca să verifice cum au fost alcătuite listele și a făcut așa o numită prozbă, adică un fel de rugăminte pe adresa lui Stalin, ca să vorbim deportarea.
Deci 980 activiști ai partidelor politice românești, care erau legale partidele politice în România, 138 numiți moșieri. De ce spun numiți moșieri? Pentru că noi am rămas cu ceea ce ne s-au spus în școală despre moșieri, ca exploatatori ai muncii omului de către om, ca niște oameni foarte răi, lacom. În realitate, eu aș face trimitere la cartea lui Kersnovski, Evrosinia Kersnovski, moșierul aici, de lângă Soroca de acolo, care avea doi argați, și acești argați sâmbătă și duminică duceau la Soroca și de obiere, dar ei, în calitate ei de moșierul aici, rănea la vaci, dădea hrană, tot ea făcea contabilitatea moșierii, tot ea ducea în Germania și ducea tehnică agrară și așa mai departe. Adică, imaginea noastră despre moșierii este tot cumva o reminiscență a prezentărilor proletultiste despre acest moșier. 137 de moșieri, 140 de jandari polițiști, 288 de ofițeri armatei țariste și altgardiste. Armatele altgardiste nu erau pentru țar, cum câteodată se crede, erau pentru ceea ce se creiază după căderea regimului țarist, adică erau pentru Rusia democratică. Și alte de pe noi ne interesează 625 de primari. 625 de primari, tot cu familii, au fost incluși în listă și trimiși în Siberia. Deci primarii erau modele pentru satele lor, pentru locuitorii satelor. Avem cartea lui Boris Vasiliev, Stalin mi-a furat copilăria. El acolo spune că tați-o nu vreți fi primar, dar a venit de la Orhei o comisie și a uitat așa care gospodărie este mai bună și a intrat la tată sau în copii, s-a uitat care-i gospodărie și a spus, iată, dumneavoastră veți fi primar. Adică primarii în localitățile noastre erau oamenii harnici, care aveau pământ, care erau solidari între dânșii și care erau un fel de proto-fermieri. Dacă n-au ajuns să fie fermieri, totuși era pe calea cea bună. Și atât că au fost deportați în Siberia. Acum, acest prim val de deportare a avut un specific. Trecând Nistru, bărbații au fost scoși din vagoane și femeile, când au început să întrebe, să plângă, să strige, sovietici au inventat una din cele mai geniale minciuni. Au spus că bărbații sunt trimiși înainte ca să pregătească locul de trai dintr-o voi. Și ei s-au liniștit, mai mult ca atât, chiar așteptau să ajungă cât mai repede. De fapt, i-au mințit, pentru că bărbații au fost duși la Ecaterinburgul de astăzi, atunci Sverdlov s-a numit, și de acolo, după o scurtă triere, i-au trimis la 680 km în Ivdel. În Ivdel era o rețea întreagă de lagăre și acolo s-au pierdut. Acolo au murit cu rar câteva excepții. Pentru că începuse războiul între Germania și Uniunea Sovietică, se pare că au uitat din înșel de acești oameni care au fost acolo trebuiși. Deci aici foarte scurt, războiul lui Mondial. În 44 rușii au venit și au luat cu japcă bărbații noștri, tata cu trei ficiori, care nu știu foarte bine limba rusă. Le-au făcut instruiri așa suplimentare, superficiale, stați, lăjiți, aproape în avion, și i-au trimis în cele mai primejdioase sectoare ale frontului, la Balaton, la Königsberg, la Berlin, carne de tun, pentru că îi trimiteau pe dânșii în față, când mitraliorii germani trăgeau, atunci ăștia trăgeau cu artilerie, cu tunurile și distrugeau mitralierile germane și înaintau ei cu trupe deja bine pregătite. Deci carne de tun la sigur. Pentru că pasagerii nu s-au terminat războiul la 9 mai. Dar au fost încărcați în vagoane, urcați în vagoane și duși în Coreea din Nord. Pentru noi, războiul s-a terminat pe data de 2 septembrie 1945, în Mangiuria și în Coreea din Nord. Acolo au terminat pasagerii războiul. Foamea, 1946-47, domnilor, avem toate documentele să demonstrăm că foamea a fost organizată, cu bună știință. Cei care răspund, sunt responsabili, sigur că este centrul de la Moscova, dar și acești de la Chișinău, care știu cu lumea moare și au dus lăsați-i să moară. Adică, având toate datele că lumea moare de foame, s-a mers pe strângerea sau pe colectarea roadei, a grâului,
supraîmplinirii planului și a mai departe și am avut 200.000 de morți. Asta înseamnă 10% din populația Republicii Moldova. Nu a trecut mult timp și în 1949 este organizat al doilea val de deportare. Este, a fost cel mai masiv ca număr de oameni. Și scopul acestui val a fost formarea, achiziționarea a ceea ce numim infrastructură pentru viitoarele colhozuri. Și aici avem foarte multe exemple. Așa, dacă citim documentele și istoria oficială a RSS Modernist, acolo este scris că prin colectivizarea compactă a fost lichidată clasa culacelor, averea a fost trecută în folosul colhozurilor, iar cheburii au fost deportați în Siberia. Așa este în istorie. În realitate, lucrurile nu au stat așa. În realitate, acesta numai decât trebuie să știți. Să știm, listele nu erau secrete. Aceste liste au fost întocmite la Consiliile Sătești. Au fost cazuri când unii care au nimerit pe liste s-au plâns pe feciorii lor sau chiar ei au luptat pe front în cadrul Armatei Roșii. Și atunci au fost cazuri când au fost scoși din liste. Ceea ce a fost secret a fost data de deportare. Data a fost minuțios, militarește. Ea se numește operațiunea Iug, adică Sud. În mod militar au fost toate pregătite, mașinile pentru a fi deportați oamenii puși în liste și așa mai departe. Și acum o să întâlniți două cifre. Este data de 5-6, dar este și 6-7. Unii din supraviețuitori au spus că noi pe data de 7 am fost deportați. Știți prin ce se explică? Deci ordinul a fost semnat pe data de 4. Dar pe data de 5 fie concentrate toate forțele militare și mașinile și camioanele și așa mai departe. Și la ora, operațiunea a început la ora 2, pe data de 6 iulie. Dar așa s-a întâmplat că în raionul este la sud, Cimișlia, Căușiri, Ștefan Vodă, au fost niște ploi foarte mari. Și atunci camioane n-au ajuns la destinație. Și în așa situație, pentru a completa listele de deportați, s-au mai tărăgănat o zi. Deci, nu întâmplător, unii deportați spun de data de 7 că au fost deportați. Deci, acum, în acest de-al doilea val, au fost deportate 11.293 de familii sau 34.270 de persoane. Bărbați 9.374, femei 13.651, copii 11.245. Copii pentru ce? Care? Dacă ăștia părinții lor erau considerați de sovietici ca cheaburi, adică exploatatori a muncii omului de către om, copiii ce treabă? Deci a fost o crimă comisă de sovietici. Și acum, încă ceva trebuie să spunem. De data de 10 decembrie 1948, Uniunea Sovietică a semnat împreună cu alte state ale Organizației Națiunilor Unite declarația cu privire la drepturile omului. Document care a fost publicat în Uniunea Sovietică abia pe timpul lui Mihail Gorbaciov. Deci document în care sovietici s-au angajat să respecte drepturile omului, dar care n-a fost publicat și nu i s-a dat curs. Deci, în 49 deportat, în 51 al treilea val de deportare din Republica Moldova. Și ce aș vrea aici să spun? Au fost deportați nu doar cheaburi, au fost după foamecă cei groază. Sigur că noi n-am avut ceea ce credeau ei că avem exploatători și oameni foarte bogați. De exemplu, Pavel Curoș, a fost el din Soroca. Era fierar și el avea niște ucenici pe care îi pregătea pentru satele din prejur. Sovieticii, văzând că are o casă drăguță din piatră, l-au învinuit, el exploatează munca acestor ucenici. L-au impus pe listă și l-au deportat cu toată familia în Siberia. Dar și în Siberia erau colhozuri și aveau nevoie de forță de muncă. Și atunci când au coborât din vagoane, ca pe robi, au venit cei de pe loc să se întrebe, să-și caute forță de muncă. Și au întrebat, кто из вас кузнец, кто может, чей есть хера? И он ридикал мына, что я шагим баруса. Я беру ваше. И оттуда ел, в саду села, в локалитете, где был тринис. В первую очередь, репарат все машины, которые я имею в виду. Потому что первый раз колхоз не был датори в фасе для стат, не был пердер для анимали, и так далее. А construit там стация электрика, с дизелем, мотор дизель.
și a electrificat localitatea și elevatorul care era acolo și așa mai departe. Adică basarabienii noștri și acolo unde s-au dus, au ridicat economia acelor localități unde era. Le-a mers mai rău femeilor care era cu trei copii fără bărbat, sigur că foarte și foarte greu. Mulți au murit, pentru că uitați-vă cum e pandemia asta. Deci, pandemia a acutizat bolile care erau la bani. Așa și acolo. Erau oameni cu anumite boli, dar puteau să trăiască un student. Însă, în situațiile astea de stres, de fric. El deportat, uitați-vă, cum e ziua de azi foarte călduroasă, dar în septembrie acolo deja era fric. Ei nu erau îmbrăcați, nu aveau îmbrăcăminte, încălțăminte. Și așa mai departe. La revenire. Așa, casele naționalizate, un caz din Alcedar. El și ea, bărbat și femeie în vârstă, 65 de ani, nu că erau exploatatori sau ceva, habar. Ei aveau o casă mai drăguță din piatră în centrul satului. Și atunci activiștii au pus ochii pe casa asta, pe deși au trecut în listă de deportați, au trimis în Siberia și casa au fost naționalizată. La revenire, nu li s-a mai restituit ceea ce a fost confiscat și același curoș de care vă spun, a venit înapoi, soția lui s-a angajat paznic la magazinul care a fost transformată casa lor în magazin și club, iar el a refuzat să iei pensie de la statul sovietic. Asta de după reabilitare. Ei toți au fost reabilitați, ce înseamnă că nu au purtat nicio vină. Acum, în încheiere, ce vreau să vă spun? Oamenii, sigur că nu știau de Stalin, de Partidul Comunist, însă știau foarte bine de colaboraționiștii din sat, de cei care au trecut în listă. Și noi am studiat și am recuperat memoria deportaților și avem un singur caz, când mărturii o dat și cel care a colaborat cu ocupantul sovietic. Este vorba de domnul Vulpi, cred că trăiește, nu de parte de Bălț acolo. Era secretar la primărie. Și când noaptea asta de care vorbim noi, au mers să-l deporteze pe verișoara lui. Când au venit cu un soldat și un ofițer sovietic acasă, ea era în cămașă de noapte cu o prietenă. Casa foarte sărăcăcioasă și ofițerul sovietic și băi, nu am nimerit acolo unde trebuie, că ei credeau că ești bogat. Dar la care domnul Vulpi, eu cred că el trăiește. Da, nu am nimerit acolo unde trebuie, asta e verișoara mea. E sigur că ea a fost deportată, a supraviețuit, a venit apoi în Bălț și nu a vorbit cu dânsul categoric. El s-a mai dus la dânsa să roage, să-l ierte, nu l-a iertat. Și astfel de cazuri sunt foarte multe. Adică nu iartă pe cei care au colaborat cu ocupantul sovietic. Ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că o societate este democratică în măsura în care poate să-și însușească trecutul. La noi, Republica Moldova, sunt încă multe restanțe în ceea ce privește recuperarea acestui trecut. Mă uit așa cu curiozitate la ce se întâmplă. Noi intrăm în Uniunea Europeană, nu? Uniunea Europeană are niște cerințe, inclusiv și față de tratarea istoriei, inclusiv și față de organele de represiune sovietică. Aceste documente din arhive secretizate până în ultimul ar trebui cumva să fie acest. În Lituania, stimați domnul și doamne, în Lituania, fosta clădire a KGB-ului, ea, așa, la înfățișare, seamănă cu clădirea asta, numai că e mai mare, asta la noi e mai mică. A fost ocupată de democrație din 1991 și transformată în bun public. Acolo te duci și vezi toate dosarele și acest tip de la dosare. Observ la noi, domnii de la SIS au publicat nu de mult, au publicat o culegere de documente din care îi spun a, voi până am scris numai memoriile celor care au fost deportați, ia să vă spunem noi ce am făcut noi ca organ de represiune. Adică infiltrarea spionelor în diferite organizații, cel mai mult s-o temut de preoți. Aici au infiltrat foarte mult. Îmi pare că nu întâmplător Bundeaia este colonel de securitate. Și aici la nostru Vladimir tot are grad de securitate. Aici marea primejde pentru dânsii era, pentru sovietici, pentru că preoții aveau autoritate la oameni. Și observ că au început să publice documente, zic că, domnule, dar și noi tot intrăm în Europa, ia uitați la documente, ceea ce este o măgeană.
Eu cred că corect ar fi să dai voie la istorici și dumneavoastră în jurcare. Cum mergi la bibliotecă și faci comandă la o carte, tot așa se merge la arhivă, la dânsă. Este, la dânsă se numește cum, nu știu cum, fond special. E dus acolo și ai luat dosarul. Ai luat dosarul liber. Nu se îngheie el, e un document semnat de mordoveț, în care mordoveț dă niște indicații. Dar ce mai rămân acolo, alte hârtii și alte documente care au fost? Deci avem o hârtie recuperată de foarte mult. Eu vă mulțumesc. Porcă este la microfon, vă rog că se da. A existat și al treilea val de deportări, cel legat de religie. Da, reprezentați un confesiuni religioase. Da. Și puteți spune ce se zice asta? Da, a fost al treilea val în 31 martie, 1 aprilie 1951. Și au fost deportați așa pe principii religioase, martorul Iehova. Dar nu numai martorul Iehova, că dacă ar fi fost doar martorul Iehova, știți cum? Statul sovietic vroia mobilizare generală. În armată toată lumea fie mobilizată, la demonstrații și așa mai departe. Sau martorul Iehova, dacă știți dumneavoastră, nu recunosc puterea laică. Ei nu participă la alegeri, ei nu merg la serviciu militar, nu au voie, nu pun mâna pe arme și așa mai departe. Și atunci, eu deportat. Eu am undeva și cifre, pot să vă spun. Deci, două eșaloane, 348 de familii în primul eșalon și 300, deci în total 2690 persoane, în valul ăsta treilea. Dar atenție, asta a fost o deportare condiționată. Dacă martorii Iehova se deziceau de credința lor, ei aveau drept să întoarcă înapoi. Zinele Greceanei, ea a fost din martorul Iehova, e născut acum în 56 și ea ești la noi. Înseamnă că tatăl s-a dezis, așa trag eu concluzia, tatăl s-a dezis din religie și i-a dat voie să... Sau poate după moartea lui Stalin, de acum s-a mai liberalizat, ei sunt foarte uniți între ei și poate că asta a fost pricina întoarcerii ei. S-a dat comuniștii și o servit pe Voronin foarte bine, dintr-o extremă în altă. Așa, dacă e mai... Da. Are și frați morți acolo, Zinaida Greceanu. Cred că, în orice caz, părinții... Părinții e acolo au murit. Da, dar și... În Tomsk, în regiune, Eu am vrut să o trag de limbă și i-am scris, dar nu am vrut să răspund. Așa, mulțumesc pentru atenție, scuzați. Stimate domnule profesor Anatol Pădrencu, vă mulțumim foarte mult că veniți la muzeu și sunteți al nostru. Dacă dumneavoastră mă invitați, eu cred că sunteți al nostru, la prietenul muzeului și cumva în colectivul nostru. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm de fiecare dată. Regizoarea Leontina Vatamamu a făcut un film despre acest eveniment. Filmul se numește Biserica de Severia de Oase, Severia de Oase. De ce am zis Biserica de Oase, o să vă spun cine mai târziu. Vom proiecta acum un fragment din film, iar după vizionare o să invităm pe Leontina Vatamamu să ne vorbească. Și acum cât se pornește, vă spun de ce. La Bălți, lângă locul unde este apartamentul nostru, este un șes. Și pe șesul acela au fost înmormântați foarte mulți prizonieri din al doilea război mondial și se tot vorbea să se ridice o biserică de oase acolo, vedeți cum s-au făcut conexiunile în capul lor. Natalia, stinge lumina de aici. De aici. Ea se stinge de aici. Ce linie somn, îmi apare
amintirea groaznicei nopți din 15 iulie 1949, noaptea dedicării noastre și trimiterii în Siberia. Eu locuiam cu buniei, fiind orfană, pentru că tatăl meu, scriitor și învățător, fusese deportat în 1941. Mama mea, cu sora mai mică, s-a refugiat în România. Ești bine care dai ordine. Mai bine duci ție autoport, ți-a primit ghinea comunului.
atinsă pe frunte. A smuls față de masă de pe soară și a luat-o cu ea. Iar eu stăteam încercat și mă uitam cum e de spate, încolo de poartă. Mica vocea în gura mea. Era o păpușă mare, trăiam după mine. Mergeam cu speranța să-i întâlnesc pe bunic. Iar ulițele satului erau pustii, parcă intraseră cu toții în pământ. Doar soarele frigea, fără milă. Apoi m-am gândit că ar fi bine să mă întorc acasă. Era cald și sete. Un moment dat, în toată normașala,
De la gara am văzut-o pe bunica și am alergat la ea. Jurul nostru e în atât de lume disperată. Numai eu pentru o clipă m-am simțit fericită. Eram alături de bunica. După bunica și-a amintit de unchiul Vasea, fostului inginere care era un comunist bine văzut de șef. S-a întors cu un militar și a spus bunicii că a reușit să mă pună și pe mine pe listă. Apoi a plecat fără să mai scoată vorba. Bunica nu reușise să-i spună nici mulțumesc și parcă mai aștepta ceva de la el. Apoi ne-a urcat pe toți în vagoane. Thank you.
Carmen. Și să vă povestesc despre acest film, care a fost un film dureros pentru mine ca și realizatoare. A fost un proces complicat. Ați văzut povestea mamei mele, Iana Curechero-Batamanu. Eu am insistat tot timpul ca mama să-și scrie memoriile legate de deportare. Și, din păcate, în 2015 a suferit un atac cerebral și după aceasta a fost mai complicat ca să poată să facă acest lucru. Și mi-am dat seama că îmi revine mie această datorie și am decis atunci să fac filmul, pornind de la istoria mamei și completându-o cu încă patru istorii, pe care l-am selectat după ce am studiat un eșantion mai larg de interviuri cu deportați, alegându-le pe cele mai reprezentative. Am pornit munca la acest film în 2017, am filmat în 2018, am avut 18 zile de filmări și l-am lansat în 2019 cu ocazia marcării a 70 de ani de la al doilea val de deportări. Vara lui 2018 a fost intensă. Am pornit filmările exact în iulie, ca să ne sincronizăm și noi cumva cu perioada în care au avut loc deportările. Să simțim și noi pielea noastră, chiar și temperatura de afară. Am lucrat nopțile, mai mult pentru că evenimentele se întâmplau noaptea. A fost destul de complicat, dar cele mai complicate zile au fost zile de filmare de la gară, care au durat, când au fost două zile de filmare. Am schimbat mersul trenurilor pentru două zile. Prima linie cumva ne-a fost rezervată nouă și trebuia să ne încadrăm cu filmările în aceste două zile pentru că nu mai aveam nicio posibilitate să depășim. Pe platou erau peste 200 de figuranți, peste 30 de soldați și cam 40 de membri ai echipei. Și am făcut față lucrurilor, exista o mare presiune, dar n-am făcut față emoțiilor, pentru că la un moment dat m-am copleșit emoțiile. Efectiv, simțind de pielea mea prin ce au trecut acești oameni. Pentru că, spre exemplu, scena cu rugăciunea din vagon, am filmat-o 40 de minute. Eram în vagonul respectiv, cred că vreo 20 de oameni. Și la un moment dat, efectiv, ne sufocam. Mi s-a făcut rău. Și m-am gândit la oamenii care erau atunci în vagoanele respective, vagoane cumva închise ermetic, cum au rezistat ei timp de 3 săptămâni, atât cât au fost transportați până la capătul lumii. Cele mai emoționante clipe au fost atunci când am rugat oamenii să intre în vagoane, deci urcat în vagoane. Am simțit la toată lumea un fel de frică. Copiii s-au speriat de bine, plângeau pe bune. Și în momentul în care m-am văzut și fetele mele care făceau parte din figurație, se urcă în acele vagoane, mi s-a pus un nod în gât și nu puteam pronunța cuvântul stop. Toată echipa plângea. Iar soldatul care a închis vagonul a venit după filmare la mine și îmi zice: doamna Leontina, am simțit ultimul om de pe acest pământ. A trebuit să închid ușa acestui vagon. Și vrând nevrând am empatizat cu acești oameni. Deci am simțit pe pielea noastră ce a însemnat deportarea. Și sigur că noi am simțit-o așa într-o secundă, într-o clipă.
Noi aveam pe platou medic, aveam apă, aveam cafea, aveam comunități, deci noi am trăit acest moment cumva la modul, să zicem așa, imaginar. Mă bucur că filmul a avut un mare succes, a fost proiectat și în țară, am fost cu el într-un turneu în localitățile în care am filmat și în alte localități unde am fost invitat. Am fost cu filmul în țările baltice, am ajuns și peste ocean, în Canada și am transmis, cred că, un număr mare de oameni, de spectatori, de tragedia noastră. Și vreau să vă anunț că astăzi seară, la orele 19:30, îl puteți vedea integral la Moldova 1. Va fi difuzat tot cu ocazia acestei zile negre din istoria noastră. Vă mulțumesc mult! Și bunicul, eu cu Richelul, dar am stat de vorbă ieri cu doamna Maria despre romanul lui. Romanul Îndeal la Cruce, care a fost tipărit la București și care s-a pierdut, nu a mai rămas niciun exemplar. Suntem în căutarea lui și am întrebat dacă cumva auziți ceva sau puteți cumva avea acces la niște anticari, la niște fonduri de carte. Întrebați despre romanul lui Mihail Curichel. Romanul Îndeal la Cruce. Suntem siguri că a apărut la lumina tiparului, pentru că avem o cronică din perioada respectivă care vorbește despre acest roman. Mihail Curichelu a decedat în condiții grele, în extremul de nord, la vârsta de 33 de ani. Nu a rezistat condițiilor hidrice și mama mea, toată viața ei, a adunat picătură cu picătură, rând cu rând, tot ce a putut aduna despre viața și activitatea tatălui său, pe care nu l-a cunoscut. Și în ultim gând, vreau să vă spun că soarta mamei mele este pentru mine personificarea soluției Basarabiei. Tatăl ei a fost deportat în 41, iar mama ei s-a refugiat în România în 44. Și ea a trăit mereu cu această suferință. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc și mai mult! Mulțumim, Madalan. Ne aflăm în aceste, într-o sală din cele două în care este expoziție dedicată lui Ion Vatamanu, poetul, scriitorul, politic Ion Vatamanu. Leontina ne-a ajutat foarte mult să organizăm această expoziție și mulțumim încă o dată, Leontina, prietena muzeului nostru. Doamna Șlechtițchi, dacă se poate, legată de Mihail Curichelu. Da, veniți la microfon, da. Pentru că... Da, e un moment, eu mulțumesc de asemenea în unul din documentele de arhivă. Cred că l-a văzut și mulți dintre dumneavoastră. Este vorba de o scrisoare, o cerere, o rugăminte a unui grup de scriitori. Asta s-a întâmplat după 1953, după moartea lui Stalin. O cerere semnată de, să-mi amintesc bine, de George Nenuc, de Nicolae Costenco, de Emilian Bucov, de Bogdan Mistru și Lev Barski, o scrisoare către autorități de a-l reabilita pe scriitorul Mihail Curichelu. Am citit acea scrisoare. Am citit argumentele pe care le aduc scriitorii noștri în fața autorităților, în fața securității, dacă vreți. Tot acolo sunt pașii pe care le-au făcut aceste autorități, au încercat să găsească cărțile, acest roman, povestirile lui, ca să se convingă că, într-adevăr, el nu a făcut propagandă antisocialistă, anticomunistă.
Și n-au mai găsit aceste cărți. Iar securiștii au mers în satul de Baștină, să afle de la Săten, dacă învățătorul Mihail Curicher, într-adevăr, n-a făcut propaganda anticomunistă. Pe scurt, m-a bucurat foarte mult acest gest al scriitorilor, al colegilor, de a reabilita numele unui coleg dispărut la 33 de ani, mare talent, care era evident din lucrările publicate până atunci. Din păcate însă, securitatea nu l-a reabilitat pe scriitorul deportat Mihail Curicher. A fost reabilitat abia acum, abia după perestroica, atunci când au fost reabilitați printr-un ordin al autorităților novorumești, mai mulți oameni de cultură care, într-adevăr, au fost deportați și au suferit pe nedrept. Asta am vrut să spun. Deci două lucruri importante. Se încerca și atunci, în acele momente foarte grele, pentru că dacă va fi să vorbim despre destinul și o să vorbim cu Nicolae Costengu, care revenise din 56. În 56. George Meniu, care toată viața a avut de suferit din cauza autorităților, pentru că el s-a retras, era scriitorul cu studii făcute la București. În fine, dar au încercat. Au încercat să le reabiliteze pe un coleg. Cu alte cuvinte, ce am vrut să zic, pentru că mulți au ajuns acolo și din cauza unor turnători. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Pentru carieră sau pentru a supraviețui regimului, unii intelectuali a trebuit să facă și aceste gesturi reprobabile. Dar au fost încercări. Faptul că securitatea, încă o dată zic, nu l-a reabilitat, asta dă dovadă de faptul că în acele timpuri destinul unui om era pecetuit de fapt. Nu existau excepții pentru nimeni. Iar cei care au scăpat au trebuit să plătească uneori cu conștiința pentru asta. Mihail Curicheru, la 33 de ani, e un vârstă simbol, a decedat ca un martir și a rămas în memoria, în conștiința noastră, fără a face compromisuri de conștiință, așa cum, în păcate, au fost nevoiți să o facă la țin. Da. Dacă ne tot ne aflăm în acest anturaj, sunt sigur că există spiritul lui Ion Batamanu, am vrut să citesc un poem al lui Ion Batamanu dedicat lui Mihail Curicher. Se numește Scriitor Basarabean. Scriitor Basarabean, cu penița de răsură, s-a pierdut romanul tău între dragoste și ură, pe câmpia strămoșească între sânge și cenușă, tu răsteai cuvântul mamă, ei băteau cu pumnul în ușă, tu răsteai cuvântul tată, evocând prin vrem poporul, ei în ușă, ei în ușa ta loveau, cu străpungă cu piciorul, miezul nopții mistuia, tema cărților cu teamă, ei băteau cu pumnul în ușă, tu scriai cuvântul mamă, miezul nopții tremura într-o inimă curată, ei în ușă cu piciorul, tu șopteai cuvântul tată. Și apoi, Doamne, au intrat cărți și atât, și scriitorul, băteau cărțile cu pumnii, inspirația cu piciorul, cărțile și atât, și un mat pe masă, roșu ca sângele din ușă, și lumina unui lân, într-o umbră de cătușă. Apoi trenul cel cu sârmă și multe brum în ceață, nici Hristos n-a cunoscut cum trec oamenii din viață, morți și atât, și moartea lui. Și-a fost dragoste, nu ură, scriitor basarabean cu penița de răsură. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Printre noi este o poetă care s-a născut
în această idee. Doamna Mila Sobiețchi, vă invităm. Adagio pentru lup. Lupul acela care o cruțase pe mama cândva într-o pădure siberiană, închisă în cer și năveți, o cruțase nu doar pe ea, ci și pe mine, cea cu care e născută și încă atâta alte vieți. O asculta cum cântă în tempo lent, un adagio izvodit, chiar atunci, din disperare, dar nu și din spaima de moarte, în urmă-i haita se înghesuia așteptând în voiala de asalt. Dar el tăcea și o lăsa să treacă pe alături cântând cu modulații tot mai intense și tot mai înalte. Chiar și boii ce trăgeau sania nu se înfiorară. Înfruntau năveții ce ascundeau drumul, calm, s-ar putea spune, chiar fataliști. Păreau închiși toți și toate într-o capcană din care scapi, numai dacă aproape că nu te miști. Lupul acela îl visez și eu câteodată. Mama mi-o descrie atât de des, încât aproape că îi simt privirea galbenă, blana argintie, de nedumerire, înfiorată. Și atunci încep și eu, în adagiu să cânt. Vă mulțumim frumos, doamnă Mila Sobiețchi. Am trebuit să fiu eu aici la rând și o să vă vorbesc, poate nu atât la cât aș fi vrut să vă vorbesc, eu am să vă vorbesc despre Nicolae Costenco. Am pus aici pe această vitrină din stânga o parte din manuscrisele lui Nicolae Costenco pe care le-am ridicat din depozitul nostru unde e depozitat patrimoniul.
și sunt din 48, 49, 50, 51 și am ales să citesc unul. Sunt manuscrise care nu s-au descifrat și care nu s-au publicat. Eu am descifrat, totuși, până la capăt, acest poem, pe care îl vedeți așa. El așa arată. Deci este acest manuscris, manuscrisul cu numărul 23465, 23465, din fondul nostru. Și acesta este caietul în care a fost scris. Am vrut, așa arată pe coloană, este scris cu creionul. Este mai mare, este un poem pe care, la mine aici, ocupă 17 pagini. Eu am prezentat acest manuscris într-o secvență pentru Bună dimineața la Moldova 1, dar era doar o secvență descifrată, pentru că cine a lucrat cu manuscrisele știe ce înseamnă să descifrezi un manuscris, dar mai cu seamă când este scris cu creionul, când unele litere nu se mai văd, dar mai cu seamă când scrie un poet care, fiind pătruns de emoție, scrie în două alfabete. Pentru că acest poem, să-mi iau și textul, acest poem este scris în timpul detenției. În legătură cu observațiile pe care le făcusem anterior, că zicem exil, deportare, detenție și le mai încurcăm și mi s-a întâmplat și mie să le încurc sau să nu fiu atentă, într-un moment, ascultând o cercetătoare care la început de cale și vrând să-i fac ei bine, mi-a spus mie, de fapt, că trebuie să fim foarte atenți cu termenii și foarte atenți cu cuvintele. Și când facem istoria evenimentelor sau istoria literaturii, trebuie să lucrăm cu răgazul necesar și concentrarea necesară, pentru că putem pune, eu știu, un subiect pe o linie greșită sau să facem niște interpretări eronate. Și aici, mai cu seamă, când este vorba de oameni care au fost deținuți politici, oameni deportați, oameni condamnați pe nedrept, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și am reluat cu atenție perioada aceasta a aflării lui Nicolae Costenco din 1941 până la sfârșitul anului 1956 în apare și eu o să spun așa. Deci el a fost arestat în 25 iunie 1941. În povestea Vulturului citim că drumul cu trenul a durat 40 de zile și calvarul cel mare pentru naratorul din povestea Vulturului a fost tocmai vagoanele astea. Drumul acesta cu trenul, cu mâncare uscată. Și cei care sunt curioși pot deschide această carte. Ea a fost publicată, îngrijită de domnul Vasile Malalețchi și cu ajutorul lui Costache, Costenco și puteți să citiți. Nu totul a intrat în această carte. La noi, la muzeu, sunt părți de manuscrise tot legate de memoriile lui Costenco din 55, care nu au fost publicate. Și am zis să văd exact cât a fost detenția. Și am urmărit ani, 41-42. În 42 abia se citește condamnarea. Este învinuit de critică împotriva puterii sovietice în 42. Este condamnat la 7 ani de detenție. În 41 ajunge în Arhanghelski Central, care era o zonă de triere. Închisoarea aceea e renumită din Siberia, mereu... Alexandrovski. Alexandrovski Central. Alexandrovski Central, da. El face referințe la această închisoare și am spus să văd ce a scris, ce avem noi în muzeu din perioada 25 iunie 48, că acolo s-a încheiat detenția lui. După care el a locuit în continuare în Sibie, acolo, tot la Dubinca, până când a apărut acel decret de reabilitare. În 56 a apărut și el în 56 a revenit, deși fusese la Chișinău de 2 ore, avea dreptul să călătorească, în 54 a venit odată și în 55 a venit altă dată. Deci, și am găsit un poem din acea perioadă. Vă spun, el stă într-un lagăr de muncă de corecție, așa se numea, la Dudinca, și lucrează acolo. Bineînțeles,
Părintele s-a căsătorit după ce a ieșit din acest lagăr, s-a căsătorit cu o fată care era și ea deportată din satul Mereni, anii 90. Și i s-au născut acolo 6 copii. S-a întors cu 5, pentru că unul a înghețat un copil. Despre ce scrie el? În primul rând am descoperit un poet care scrie în altă cadență. Și bineînțeles, nu tot ce este scris în acest poem e perfect, pentru că e un text la care nu s-a mai revenit. E un text scris într-o atitudine și apoi în altă atitudine. Dar fragmente din acest poem cred că merită publicate și cred că noi avem datoria, eu vorbesc de muzeu acum, să vedem tot ce este în cazul Costenco, da? Toate, fiecare pagină trebuie văzută ce este acolo. Și noi am spus că cumva ne-am pus noi de acord, sau cel puțin am spus încă dânii mei colegi că nu s-au pus de acord cu ideea asta, dar am enunțat această idee că va trebui să facem un proiect care să ne concentrăm pe anumiți scriitori, să vedem tot ce este la noi în muzeu și să trecem la alți scriitori, pentru că așa trebuie valorificat. Stau, vă dați seama, 48, 6 ianuarie 1948. În ce zi suntem astăzi? Eu am terminat aseară la 12 de trecut textul. Eu scris cu două alfabete, spuneam. E scris rusește, cu alfabet rusesc, pentru că este în închisoare. Mă rog, lagărul acela era cu închisoare, nu propriu zisă, dar cu mai multe libertate, oricum detenție. Și în anumite momente țâșnesc literele românești. Și când e scris cu creionul și o literă este rusească și alta românească, efectiv nu înțelegi ce cuvânt e acolo. Încă mai am momente să descifrez. Eu i-am pus un titlu provizoriu din Valea Joasă, dar pe sfârșit el spune, dă și un titlu, care s-ar numi cam așa, clipe de puncte, puncte, puncte. Are așa o săgeată, sfârșitul și clipe de puncte, puncte, puncte. Deci ar putea fi și un titlu și așa mai departe. Eu să vă citesc câteva fragmente. Din Valea Joasă, pe care o apasă, cu talpă de piatră, pușcăria Alexandrovski Central. Eu, poet basarabean, fac popas prin călătoria vieții. La voi e război, la noi pace. Prin zeci de ferestre, pe drumuri vecine, pe care vara în întunecime de braze ieșit la lumină, la soare, ca sărbătoarea, mii de ochi strălucitori, prin cozorace, cozorace și gratii, zile și nopți, nopți și zile, privesc căscați, însetați, de așa de aproape și așa de departe, ca viața de moarte la libertate. Iată începutul, acesta este începutul. Aș putea să vă citesc un alt fragment care mi-a plăcut foarte mult despre ploaie. Sau acest fragment. Tovarășe, am vorbit de ordinea asta, tovarășe, nu mă turbura, iarăși încep jelania ta. Cu ce să-ți ajut? Chiar dacă aș fi vrut, din 400 de grame de pâine, nimic nu rămâne. Gratii și iarăși. Gratii. Gratii. Curtea pătrată, un cergaiul pe zidul de piatră, sârmă ghimpată, după care dulăi latră. Cântă poema frumos muzical, când urlă călăi Alexandrovski Central. Acesta. Climp, clamp. Cât poate să picure și ce poate să picure în cavoul acesta? Plânge piatra de închisoare, ori pe sfârșite a sufletului luminare. Poate noaptea pe fereastra zebrelită înfoșnește mantea cernită, ori din nesfârșirea întunecoasă îmi bate moartea în casă. Clim, clam, picură cristalin ca un clopoțel într-un clopot de porțelan, valuri, valuri, cercuri, cercuri. Lumina pare muzica în surdină, orchestră, simfonie, depărtate cântece, departe, departe, mă afund în mine, în marele corp, zbâcnire de lumină, într-al
nopții sorb un pic, locul pic, vai, dau și dispar. Am să mă sting, nu pot să mă mișc, nu pot să strig, inima mă doare și din ploc, ce-i asta? Un cuvânt pe care l-am descifrat, ce-i asta? Ce-i asta? Poate asta-i mirare a moarte. Atât am reușit să vă, să-l aduc pe Nicolae Costencu cu aceste momente. Acum, doamna Corpodel, eu țin minte, v-am văzut, știu, dar acum aș fi vrut să îl invit, să proiectăm un fragment de interviu pe care l-a, cu Serafim Saca, pe care l-a filmat Ion Chistruga și colegul nostru Victor Vasile. Bună ziua, dragi prieteni. V-aș zic că cam prin 2008 început să lucru la un scenariu legat din reporterii din Basarabia și începutul celei de-a doua ocupații după 1812, cea din 40, a doua ocupații, urma a treia, cum ar veni. Și începusem să lucrăm la un film, s-au găsit destul material documentar la Moscova și căutat ca să dau și un amănunt. Băiatul care ne făcea rost din materialul documentar, lucra la Arhiva Centrală, după ce a apărut filmul, a fost nevoit să fugă în Germania pentru că era amenințat cu moartea. Și a fugit. De altfel și Ion Chistruga era, a fost amenințat cu moartea. Eu duștiu, parcă, cum se spune, eram regulat ăla și n-am primit amenințări. Sigur că lucrul la așa un documentar presupune că ai totuși un material. Faci niște pregătești un scenariu, dar trebuie să ții seama din materialul documentar care îl ai. Deci, trebuie să țești urzeala în funcție de ce materialul de care dispui, plus de acum trecerii de la episoade, astea țin de acum de scritura concretă a scenaristului. Printre materialele pe care le-am folosit era și cartea lui Serafim Saca, Basarabia singular. Și dar am mai făcut, sigur că am făcut filmări cu ce obținem vreo 5 oameni care au fost în singular. N-au intrat în film, dar au fost filmări de câte 2-3 ceasuri. Materialul probabil, Ion Chistruga a murit 3 ani în urmă, mai aveam noi niște planuri, sigur că nu am reușit noi să ne ducem la capăt, că am făcut Golgota Basarabiei și două viacuri de străinii și era planificat și un al treilea film, Marea Unirii. Ei, n-am avut norocul să o facem, deci am făcut Răpirea Basarabiei și de acum cel de 40 încoace. Am făcut filmări și în România, am fost împreună, l-am filmat pe Gheorghe Blănaru, el a vorbit mai ales despre foamea pe care, în perioada aceea de foamete, Serafim Saca ne-a vorbit despre Basarabia în Gulag. L-am filmat și pe Frunze, Basilică, tot fost deținut vestit din Basarabia, băiat de 15 ani, care a arborat drapelul României pe sediul securității din Orhei, în prim an de an nou după venirea în 40, de acum 41, ca să zicem așa, al sovieticilor. Am vorbit cu fiica lui Ion și ea ne-a promis că ne dă muzeului toată arhiva lui Taicăsu.
Deci, probabil că într-un viitor, iarăși eveniment de comemorare, vom scoate filmările cele abrupte, care sunt azi pentru mine, lucrător al muzeului, mai interesante decât un film făcut. Acolo, cum se zice, când lucrez la un film, mai ales ce îți trebuie ții pentru film, dar uneori se pierde o anumită emoție. Dar emoția e probabil că este lucrul cel mai important. Sigur că până a citit Basarabia în Gulag, mai citiți în Solzhenitsyn, în alte lucruri, dar nu știu cum le citeai cu un ochi așa mai rece, ca pe o istorie doar. Doar ca pe o istorie, cum să știi, să te informezi, să cunoști. Când am citit Basarabia în Gulag, e așa cum am dă emoția. Strânge gâtul. Am plâns ca loc în copil. Ei, așa, abia atunci înțeleg ce înseamnă, da, istoria lui Solzhenitsyn este prea mare, prea, uneori se fac și generalizări, dar aici ai istoria concretă a fiecărui om, trăirea lui adevărată și dacă, să zicem, în cărțile cu destinii mai fericite, zice, aș vrea să fiu ca erou ăsta, aș vrea să fiu cu dânsul, aș vrea să fiu în povestea aceea. Aici, cum se zice, simți toată drama, toată durerea trăirii unui om și în momentul acela, sigur că ai starea aceea de catarsis, de purificarea ta, când zici că numai așa aș vrea să mi se întâmple și să se întâmple. Eu mă pregătesc de fapt inițial să vorbesc mai mult, să dau niște citate din carte, din nu știu ce, dar pe urmă, de ce n-a intrat Saca în film? De ce n-a intrat Larisa Turea, că am filmat și ea? Și de altfel, titlurile filmului figurează și Serafim Saca și Larisa Turea, în momentul despre foamea din Basarabia. Era prea lung film, un lung metraj documentar, cel mult, poate dura vreo 55 de minute. Saca avea vreo 20 de minute, lor cam vreo 15 minute și din rațiuni tehnice, și de altfel nici n-am fost întrebat, am aflat prea târziu, de acum când filmul era montat. Și după câțiva ani de zile zic, dar poate că e bine așa, pentru că dacă am fi încercat să tăiem din sacar și să băgăm în film, n-ar fi fost atât de interesant. El acum, când o să-l vedeți, o să vedeți că este un film în sine de acum și ce mi-aș propune eu să zic că toate filmările pe care le-am făcut, ele să fie descifrate și publicate și ca text. Ar mai trebui, vorbeam azi și cu doamna Șactiții, că trebuie un muzeu serios al Gulagului și reporterilor din Basarabia și să fie la Institutul de Istorie. Și acolo, muzeul de Istorie. Și acolo se adune toate filmările, cărțile, toate cărțile despre Gulag, scrise de diferiți autori, ele ar trebui făcute o colecție, pentru ca cei care, cum se zice, vor recurge la ea, să le fie mai ușor. Să nu caute autori prin diferite părți, fișe, să știi că este istoria deportărilor din Basarabia. 5, 10, 20 de volume, câte vor fi? Ei, să vedem documentarul. Nu-i documentar, e interviu. Și nici nu-i interviu. Vorbește așa. Zic, eu gata. Eu, domnule Cistiva, sunt gata de mult. Așa. Când m-am apucat să scriu această carte cu care vreau să încep, poate că autorii filmului v-au arătat-o, eu vom mai arăt o dată că
nu e o greșeală, nu e o crimă să arăți crimii. Când m-am obsedat să scriu această carte, era răscut. Eram adânc îndurerat de toate traumele care mi le-au făcut de parcursul bunei bucăți de viața mea, regimul comunist ucrainean, eu sunt născut din regiunea Cernăuți, și acolo aveam dublă asuprire. Era asuprirea general sovietică și mai era asuprirea capricioasă, neînțelegătoare, ambițioasă de șerb supus a ucrainenilor. Ei erau supuși de ruși și la rândul lor, dacă prindeau sub stăpânirea lor pe cineva, exploatau, desprețuiau, desconsiderau. Eu am fost cel care, timp de 19 ani, am fost desconsiderat, neapreciat, nu că apreciat, că nu era cazul să mă aprecieze, nelăsat în pace. Este cea mai mică cerință pe care o înaintează omul unui societăți, unui timp. Nelăsat în pace, din foarte multe motive și cea mai mare nelăsare a mea în pace a fost că după ce că tatăl este luat imediat după ce sovieticii intră în Bucovina, a doua sau a treia zi este mobilizat în armata roșie sovietică, traducător. Tata știa, cum așa, câteva cuvinte rusești și ceva mai mult nemțești. Rușii l-au luat traducător pentru nemți și români. Ce să vă spun? Peste mulți ani, 34 de ani, am găsit mormântul tatii. El este mormântat, a murit la 15 august, este mormântat în Solca, Suceava, România. Și bineînțeles că întâlnirea cu mormântul tatii mi-a retrezit în mine, asta a fost în 78, mi-a retrezit în mine vrerea de a vorbi, de a scrie, de a reaminti, a răscoli rana care a fost acoperită cu niște, nu știu ce, alifii, dar nu a fost vindecat și nici astăzi cred că nu este vindecat. Întâlnirea cu mormântul tatii a însemnat pentru mine un moment hotărător ca să accelerez cartea care, într-un fel sau altul, lucram la ea. Ea a fost concepută în două cărți, Călări și Victime. Iată, cartea Victimelor, eu am scris-o, cartea Călărilor n-am putut-o scrie, pentru că n-am putut găsi nimic, deși știam, biografie, dar întâlnindu-mă cu ei, n-am putut să capăt o confirmare a cei ce au fost ei, ce au făcut ei. Eu față de călăistica aceasta sovietică și, în general, călăistica comunistă moldovenească, nu am putut și nu am vrut, mai bine zis, nu am vrut să am prea mari pretenții, pentru că m-am gândit întotdeauna ce faci tu cu 4 milioane de foști comuniști români, 4 milioane. Ce faci cu atâta caracură comunistă moldovenească într-o situație în care tu n-ai făcut mișcare, tu n-ai făcut revoluție, tu ai fost democratizat printr-un decret prezidențial. Marele Gorbaciov ne-a decretat de azi înainte să fim democrați, să fim umani, să facem un socialism în față din astea. Având această înțelegere a lucrurilor, eu m-am gândit că, întâlnindu-mă cu călării acestor victime, parte mică, minusculă din toate victimele care le-a suportat acest popor, voi reuși să scot din ei o căință, o pacaianie, dacă vă mai amintiți de filmul lui Abulaz. O
cu părere de rău. Nu cu părere de rău. N-am putut scoate, n-am putut găsi, n-am putut da, n-am putut întâlni un om care să aibă curaj, bărbăția, să spună, să recunoască da, am fost angrenat într-o mașină de decimare a omului, da, am fost sovietic și am comis atrocități, da, comunismul este exact, întocmai, 100% ca și fascismul, numai că este o singură deosebire și în cartea aici, pe coperta a patra, eu am scris, deosebire este că fascismul s-a răfuit cu popoarele ocupate, iar sovieticii, comunismul sovietic s-a răfuit și mai punct cu popoarele anexate, cu propriul lor popor, cei ce este o crimă triplă, s-a răfuit așa, din Duh Sfânt, nemotivat, din ambiții, din boli sistemale, boli ale sistemului. Sistemul comunist este un sistem bolnav, adânc bolnav, care în oricare împrejurare situații cu oricine s-a fi întâmplat și, de exemplu, avem multe, cam Pucea este primul, cel mare exemplu și ceea ce se întâmplă și e posibil să se întâmple și la noi aici este nemotivarea acțiunii. Este o acțiune dictată din însăși esența, însăși structura, însăși natura de unde vine această idee bolșevică sau comunistă pe care Voronin nu spunea că ea vine de la Hristos, că Hristos a fost primul comunist. În sensul jertfire, în sensul a face pentru rumne aceasta rătăcită, a te jertfi pentru ea, pentru a o pune pe alt ecartament, pe o altă mișcare, lumea este foarte rătăcită, lumea poate, dar mă rog lui Dumnezeu să nu mă pedepsească, dar aș putea zice, lumea are nevoie la aceasta de un alt Hristos, cu o credință mai activă, mai selectivă, decât este creștinismul, decât a fost creștinismul, care a avut îngăduințe, a avut percepere, a avut și are răbdare și așteptare ca omul să revină la normal, ca rătăcitorul să se întoarcă acasă, ca părinții să taie vițelul cu această o parte adică, o întoarcere a omenirii la o armonie pe care au visat-o toți mari gânditori, toți mari patrioți ai pământului. Că noi nu mai putem fi astăzi patrioți. Nu, da, trebuie să fim patrioți. Și suntem într-un fel. Și ne dragă și ograda asta, și natura asta, și copacii ăștia. Și ne dragă și... Dar trebuie să fim tot atât de responsabili de drag să ne fie și copacii planetei și apa planetei din care noi care ne adumbrește, din care noi ne adăpăm setea, pentru că el este apa, copacii, pământul, cerul și cât mai sunt acolo, ea face parte într-un întreg. În natură, toate se leagă și se leagă perfect. Dacă noi nu înțelegem acest lucru, acest legământ perfect între mare și mic, între bine și rău, între dreapta și stânga, între... Aș putea să apelez la exemple mulți de aici de acasă, dar nu apelez pentru că am descoperit după 65 de ani că eleveratorul, și asta s-a întâmplat chiar astăzi, în Maxi Taxi, am plătit biletul, două bilete, eram cu soție, le duceam la un prieten, mi-a invitat să mâncă ceva, știu, de altfel și vin, sunt sătul de sătul.
surprinde, sunt optimist la mică acelești. Și dau 10 lei și îi spun două bilete. Și ea se întoarce și spune, stop. Dragul meu, dacă în 60 de ani nu s-a putut învăța până la 10, despre ce putem vorbi noi? M-am interesat totalmente, că eu am spus, vă rog, două bilete, să transmit șoferul. Și eu mă întreb, stop, ce înseamnă asta? Cam cum ar însemna asta? Nimeni pe altă parte a planetei poți întâlni specimenii de aceștia care trăim 60 de ani. Nu am învățat nici măcar, vă rog, fiți buni. Eu, într-un fel, am vrut să continuu această carte, să o continuu, să spun și am și spus cine a înțeles. Gulagul nostru continuu, el nu s-a sfârșit. El nu s-a sfârșit cu cele trei deportări. El continuă într-un fel. Și faptul că am dialogat, am luat, l-am conversat, hai să zic așa, cu Anatol Lugaru, foarte în a doua zi după ce a fost scos din Ministrul Securității, am vrut să, pentru că mi-a fost prieten, acum nu mai este, am vrut să văd ce poate spune, ce are de spus un șef de securitate, a doua zi după ce a fost scos, fără a-i motiva demisia. E bine, aproape că n-am putut prea mult scoate, dar totuși, mult, Lugaru mi-a spus cum. Cine a citit cartea sau cine o va mai citi, va vedea ce a spus Lugaru a doua zi după ce a fost destituit din postul de ministru securității, că atunci se zicea naționale. Ai auzit? KGB național. Tot aici, în această carte, este, am un dialog cu Jean Toveanu, medic transmisien, transmisien, prin care iarăși am vrut să vorbesc continuarea gulagului, pentru că războiul din transmisie a fost o continuare sub altă formă, cu alte tertipuri, și șmecherii, și strategii, și nu mai știu cum să le spun, sovietice rusești, continuă regulat. Am mai avut un dialog cu Cerbu, tot medic la salvare din Transnistria, care a participat într-un fel la război, dar din motive tehnice nu am trecut în carte. În a doua nu am capit nici atât măcar, pentru că a doua carte nu va avea loc, deși o trebuie scris, cum vă spuneam, cartea Călăilor. Acum, ce facem noi cu călăi? Pentru că ei sunt. Ei trăiesc printre noi, ei merg de rând cu noi. Nu se știe dacă nu ne iau înainte, nu se știe dacă nu cer priorități. De altfel, în 95 lucram la editura unui scriitorilor, și ne-am cerut în audiență la Lucinski, pe atunci președintele Parlamentului, să încercăm să rugăm să-l convingem cu mână scurtă Ioan, care era președintele editurii, eram redactor artistic sau director artistic, nu mai zic, n-are de asta. Să promoveze o lege în Parlament, legea scutirii cărții naționale de TVA. Bineînțeles că el ne-a acceptat, ne-a primit, am vorbit, tocmai atunci, în ziua, în săptămâna când a avut și această carte. Am vorbit, chestia am pus la cale, cam cum ar fi să se sune legea, ca să treacă, să o aprobe Parlamentul și să fie cartea națională scutită de TVA, de cartea care o ducem încolo, în România, cartea care o ducem de acolo, pentru că singurul drum de revenire la o fază noastră de omenie, de limbă, de cultură, de cei ce suntem noi, este contactul cărturăresc, artistic, cu partea de dincolo. Alor, tot atât, dar poate mai puțin, ei, într-un fel sau altul, ar putea fără noi, și-au putut într-un fel, dar nu mai într-un fel, noi, în schimb, nu putem. Fără România, noi suntem rupți, suntem paralizați,
vom dispare lent, nici nu vom observa, nu pe noi. Și urmașilor nu vor observa cum vor dispare. Și iată, mă întorc la Lucinski, după ce am vorbit noi despre cartea de acolo, în coadă, de acolo, zic, am o, domnul președinte, președinte din Parlament, am o întrebare din partea poporului. I-am dat cartea, tocmai a apărusă, i-am scris și un autograf, pot să spun și autograful, îl țin minte, această pasarabie, ținut în gulagul, suveran și independent. Noi suntem ținuți într-un gulag, suveran și independent. Ținuți! Da. Cum se întâmplă, domnul președinte, că victimele le stă o pensie de 60 de lei atunci, asta, cu 2005, iar călăi primesc pensii mari cu onorul călăii victimelor noastre, călăii noastre și victimele noastre. Cum se întâmplă? Ce fel de democrație, de întoarcere la normalitate este asta? La care Lucinski răspunde foarte, foarte, nu știu cum să-l apreciez răspunsul și așa a potrivit parlamentul. În care l-a ales poporul. Acesta a fost fragmentul de interviu și ce bine că a fost, pentru că ne-am amintit de Serafim Saca, și mi-am zis că ne lipsește foarte mult acest discurs, acest temperament, acest scriitor, luminoasă să-i fie amintire. O invit acum pe Mihaela Tărciun să vorbească despre operația IU. Eu vă rog frumos să fim mai laconici, pentru că este cu noi aici domnul director al Institutului de Dezvoltare Informațională. Deci, parcă așa se numește. Societății Informaționale. De Dezvoltare a Societății Informaționale. Și pe site-ul lor e transmisiunea în direct. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul doctor Igor Corocaru, vă mulțumesc foarte mult. Și noi de aici transmitem în direct pe contul nostru de Facebook. Și când este mult, prea mult, dăunează cumva și celor care privesc. Noi am venit să vorbească toți și să fie prezentat. Mai succint. Eu chiar foarte succint vreau să fac, pentru că foarte multe din ce aici vreau să spun s-au spus. Nu am să repet. Vreo 12-13 de ani în urmă am avut ocazia să studiez acest dosar, filă cu filă. Dosarul are vreo 390 de pagini. Eu aici am expus câteva din ele, din originale. Ce m-a șocat, în afară de cifre și în afară de o blăznicie cu care se cere deportarea a sute de persoane din Moldova încolo. Deci merg cu cerere și cu rugăminte și cine semnează? Semnează Ivanov, semnează Povol, semnează lui, tot președinții, deci toată troica de sus, semnează și cer deportarea a 10.724 de familii. Până la urmă ei îndeplinesc supraplanul. Deci îndeplinesc supraplanul. Și ceea ce nu s-a spus aici, deci Purgan. Au fost deportați în Purgan 5.000 de familii, 18.200 de persoane. Tiumeni, 3.280 familii, 11.800 de persoane. Irkutsk, 2.000 familii, 7.200 de persoane. Altai, 1.000 de familii, 1.000 familii, 400 de persoane. În toate chestia asta, și în tot ce am selectat eu acolo, figurează nume. Mordoveț, Ieromin, Titiușkin, Benduva, Mihailov, deci nume rusești. Ei semnează. Ei semnează aceste decrete de deportare, ei semnează donosurile, pentru că foarte multe sunt raportate niște chestii foarte, foarte interesante. Că, uite,
tare și cu tare evreu vinde ouă. Deci nu cumpărați ouăle de la el, pentru că va fi deportat în curând și ouăle cele vor ajunge la stat. Sau veți primi, imediat veți primi apartament pentru moldovenii, toți colacii din Chișinău și moldovenii care sunt înstăriți, vor pleca și apartamentele vor rămâne vouă. Deci, donosuri și mai interesante. Ce stai aici? Pe un evreu. Un evreu caută evreu de scudă. Ce stai aici? Aștept una nouă ca să spun vocea Americii. Și ce spun vocea Americii? Oi, oi, am exios, n-ai pranas. Știu de fraze de felul ăsta care te trezesc ce era, cine denunța, cine și ce aduna, ce informații aduna, pentru că filele acestui dosar sunt foarte, foarte interesante. Până la urmă, ele m-au emoționat atunci. Acum, când am revenit la acest dosar, și când văd ce se întâmplă în Ucraina și aceeași denaționalizare, denazificare și așa mai departe, exact asta s-a făcut și cu noi. Exact asta s-a făcut. După un rol foarte bine determinat, foarte bine calculate, bovagoanele, că așa am găsit tradus aici, vagoanele sunt marfare, scânduri care trebuiesc, cum se cheamă, încleștate, vagoanele să nu iasă cineva de acolo. Deci calculat până foarte mulțumesc totul calculat. Încă ceva. Lumea noastră, referitor la cifre care deviază și noi nu știu, interpretăm ce reinterpretăm. Deci au fost deportați 10.000, dar dacă luăm statistica anului 1940, în Moldova erau 3.200.000 cetățeni, iar în 1952, 2.200.000. Deci, practic, în acești 12 ani, poporul sau terenul ăsta, teritoriul ăsta a fost denaționalizat cu 1.000.000 de oameni. Uite, asta e o cifră pe care am găsit-o eu în alte documente. Ce ne-aș dori? Ne-aș dori despre asta să se vorbească mereu. Să se vorbească cum vorbesc evreii despre holocaustul lor, exact așa să facem și noi, exact așa să vorbim și noi. Despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cine a suferit și cât a suferit. Pentru că acest popor, după ce a avut un război și a fost aruncat carne de tur, a avut de suferit o foamete, unde practic au supraviețuit cei înstăriți sau cei care au știut să ascundă ceva, cei care au știut, nu știu, au avut noroc. Și după asta mai vine încă o denaționalizare cu această deportare. Prea multe pentru un singur popor. Am rezistat și vom rezista. Asta e convingerea mea. Și până la urmă gândesc că domnul Sarkar e fericit, că nu știe despre războiul de Ucraina. Este Mihaela Dăciun, vă invit acum pe doamna scriitoare Corcodel, care este tot din scriitorii care au cunoscut această experiență tragică, dramatică, și vă rog frumos să citiți un poem. Veniți aici. Sau să spuneți câteva. Eu nu citesc, am dăruit cartea. Ați dăruit-o de deja, da? Ce scuze, nu am intenționat să fac un cuvânt. Dar nu pot ca să tac. Într-un proiect intitulat Meandre, deci am copit și eu două cărți și ceva și în partea a treia și am dorit, așa, pe lângă troița de la omul care a fost denunțată de către deportați și de către soprii mei și soțul meu, chiar au participat, și de către scriitorul Guțu Nicolae și părinții lui Guțu Nicolae de la omul care s-a născut în Siberia și de mulți, mulți alții. Deci am făcut aceste cărți ca o prangă dedicată părinților, că n-am putut să tac. După mulți, mulți ani, astăzi, la 72 de ani, sincer să vă spun, plouă cu mine și mă trag amintirile în jos, cum zicea Stănescu. De la 19 ani am avut informația, trăit 5 ani în casa soților mei,
însă nici pe la care vă puteau Dumnezeu să ierte, când l-am venit soțul meu și pe tânărul Vasile, care avea 3 ani la deportare, iar sora lui una și bunica în 67 de ani. Istoriile, că am toate cărțile, chiar și de-a treia pregătiți și o emigrație, care cu mult drag o dăruiesc Dumnezeu. Și aici am scris ceva despre Alexei Marinac, am scris despre Costenco sumat, vă zic că n-am avut informații, dar ceea ce am făcut în toate trei cărțile sunt istorie, sunt istoriile vii. Mapa Mondo astăzi se focusează pe, anume pe istoriile vii. Acestea sunt, aceasta este adevărata istorie, nu e altă. Și de aceea mi-am propus să amintesc din departe de casă, dintre anumite de motive. Deci mi-am propus să scriu ceea ce mi-au povestit socrii și am scris cartea aceasta Rocada destinilor, care astăzi o am numai dintr-o mie de exemplare pe aceasta. Și o revăd și vreau să o repetez la solicitarea lectorilor. Starea de memorie și Rocada destinilor sunt istorii din raionul Ialoveni, în fond, din raionul Ialoveni și Sărceni. Am întâlnit un nume atât de frumoasă, nu vă pot spune, cu vorbire românească, e extraordinar de frumoasă. La Sărceni, Vasile Serețeanu, un extraordinar bărbat al neamului. Mama lui, care a fost și ea deportată, când au venit cu recensământul și întrebau ce naționalitate, dar ea așa, țărănești, le-a zis, dar cum crezi, fa? Așa i-a zis, cum crezi? Bunii mei au fost români, părinții mei au fost români, dar eu cis. Deci, un răspuns care nu mai poate fi comentat, desigur că. Am întâlnit oameni, am zis frumoși și cu bobini. Nu pot să nu vorbesc astăzi aici despre un stejar al neamului, Nicolae Strati, rog, original din satul Băsie, care, într-adevăr, a fost un patriot extraordinar, a făcut 3 gulaguri și începutul drumului spre gulag a fost o epigramă pe care el nici n-a scris-o. După ce au terminat ei liceul, au fost trimiși ca învățători prin satele Moldovei, că nu erau cadre, și acolo a mai fost cineva trimis și acela a făcut. Era îndrăgostit, ambii îndrăgostiți de fata preotului local și acela a făcut colegul, prietenul lui, i-a făcut un bine. I-a scris o epigramă și i-a pus-o în geamantanul lui și l-a declarat, adică. Se numea epigrama mărciorului sale. Iată ce și conținut avea. Îți dorim un mărțișor, Staline, să stea la gât cât mai bine, să fii împletit din fire de mătase și uns bine cu săpun de casă. Și să-ți legăm de el o piatră de moară și să te aruncăm în mare, să stai acolo măcar o leacă, până a scoate o limbă calivată. Ce e mai trebuit ca să fie? A fost torturat la Cotovsk, postul astăzi, în Chești, a fost torturat la Chișinău, maxilarele l-au distrus și când i-au pus, el spunea, n-am scris această epigramă. I-au pus pistoletul pe malul gropii aici la Chișinău și au zis că te împușcăm, el a spus, da, am scris. Și așa a pornit și a făcut Salman 3 gulaguri, Dumnezeu să-l ierte și pe toți cei care astăzi, pe care astăzi s-a vorbit și pe care pomenim și mâine la urmă avem o ceapă chiar specială, chiar pe care am. Preotul face o slujbă specială pentru dedicată de deportație. Deci eu vreau nu vă spun nimic mai mult, cărțile sunt, cine o să vrea să le citească, o să poată să le citească, le găsește. Numai un singur argument care ne duce toți astăzi, când atâtea polenuri de tristețe și bombe în coasa noastră aici se aruncă, ne pune pe gânduri și trebuie să ne atenționăm asupra unor lucruri extraordinare pe care le învățăm și pe care trebuie să le învățăm și să învățăm pe tinerii noștri de astăzi ca să nu uite, în primul rând, să nu uite.
și să-i ducem chiar și în școli, în programele școlare, să mai insistăm fiecare acolo unde suntem, ca să fie martirii acestui Pământ Sfânt, să fie comemorați, să fie studiați scriitorii, poeții, să se studieze, pentru că e păcat că sunt lucruri foarte bune, care țin de valorile noastre naționale, care țin de noi și nu trebuie să plece în neam. Argumentul la carte, nu mai vreau să vă citesc. Știu că valorile societății de azi și îndeosebi ale tineretului nu mai au semnificația de pe vremuri. Nu mai sunt cele pe care le-au deținut protagoniștii volumelor scrise, dar acele au fost valorile adevărate, care ne-au păstrat demnitatea de neam, care au format oameni cu demnitate, cu educație și cultură religioasă, oameni verticași cu dragoste de muncă, cu bun simț și curaj în suflet. Și în confita întregirilor timpurilor, cu speranțe într-un viitor pentru realizarea cărora au luptat și pentru care s-au sacrificat. Supraviețuitori ai deportărilor, în Siberia și în alte locuri, acești oameni sfinți, sacrificați, revin la baștină, sfârșiați de amintiri și de visul de a-și reface viața. Fiind conștienți de ororile comuniste, trădătorii trăiesc fricoși, înfricoșați și cu remușcări. Romanul Rocada Destinilor este lumânarea gândului de libertatea protagoniștilor și a celorlalți deportați, împotriva regimurilor aberante care le-a fost dat, sub care le-a fost dat să trăiască. Este o datorie sfânta noastră să le oferim omagiu predecesorilor, să valorificăm lucrurile sfinte și identitatea de neam în acest secol care cade, de părere de rău, din ce în ce mai mult în abisul globalizării. Să le arătăm, deci, înaintașilor, recunoștința și mărinimia noastră, care este, de fapt, dragostea cea de apoi a fiilor și este cea mai mare. Mulțumesc foarte mult! Sunt câțiva colegi de-ai noștri care au pregătit niște comunicări pe teme de actualitate și pe tema pe care o discutăm. Eu îl rog frumos să aibă un discurs mai succint. Îl invit acum pe domnul Andrei Langa, scriitor, doctor în teologie, care va vorbi despre, la următoarea de la Margareta Gemătan Spânu, sau drumurile rătăcitoare ale deportărilor. Să mă refer la Zoronie Lupi. O carte poate mai puțin cunoscută, dar o dată citită 30 de emoții profunde. Deci mă refer la prima parte, care e o scriptură de scriptură reporterilor, în care are și un subtitlu de măsură amintiri de copilării. Și pe fața asta de inegalabilul lingvist, pe Vlad Cuchilă, care de altfel de realizată și de astea textului. Cartea mi s-a părut o stampă perfectă a unui destin dureros de copil la Sarabean, trimis alături de părinți și petreacă cea mai frumoasă parte a vieții în locul sfântite, ale Pământului, în Taigaua Siberiană. Nu zadar în conștiința deportările din Siberia se asociază cu fricul și ienele lungi, cu foamea și munca sinică, realitatea revremurilor de mult apuse, dar imposibil de uitat. Viziunea infernului siberian e recreată în mod artistic de imaginea literatului, momente crude ale vieții contopite fiind cu dorul de casă. Dorul mișcă sorii, ca să parafrezăm pe Dante Alighieri, și e acel sentiment despre care ne întreabă următoarea în postscriptul postfeții. Dumneavoastră, știți ce e dorul? Eu l-am gustat în Siberia. E o putere fantastică. Te arde, te sfârșie și te amețește acest sentiment. E ca și dragoste. Tradiția de a scrie memorii, poezii sau proză scurtă inspirate din anii deportărilor a devenit un fapt destul de practică.
practicată de natura turco-nistreană, scriitori ca Nicolae Costencu, Nicolae Turcanu, Vadim, Ștefan Pirogan, Santa Lesnea, Mila Sorbețchi sau Alexei Marinac, ca să numim doar pe câțiva, aducându-și aportul la relatarea veridică a celor oror din istorie, uzitând fiecare în parte propriile componente de creație numeralistică a deportărilor, putem constata că orientarea propriu-zisă nu a ajuns să se constituie într-o mișcare de proporții. Așa cum a existat în Rusia, de exemplu, poporul care a avut un Solzhenitsyn, un lider incontestabil și un purtător de cuvânt al celor ruși în Ulan. Așa sau altfel, paradigma dictatorii basarabene include sau cuprinde în mod cert elemente ale procesului forțat ale deportărilor. În lista de nume de mai sus, s-ar înscrie perfect și o altă autoare de memorie ale deportărilor, ca specie a literaturii autobiografice, anume bucovineanca Anita Nandiș-Cudla, cu Aidei Jurnal de Polima, la care face referință Vlad Cotilea în textul Prefeții la volumul 1, asemănându-o cu basarabenca noastră, Margareta și Mărtan Spână. Asemănarea destinilor, dar și a stilului de scriitură, pare atât de frapantă, ambele posedând darul înnăscut de povestitor. Capacitatea de a relata cu lux de amănunte întâmplări trăite la maximum, în acea perioadă trezește fiorul lecturii și se transmite instantaneu prin forța mesajului drept rol al unor suferințe profunde. Deci, foarte scurit. Este o frază, imaginea lucrurilor pe care aminteam mai sus, din pădurea întunecate, o urmărește multă vreme prin taiga, ca o fantasmă, și se pare că nu a apărut-o niciodată. În fond, notăm drama existențială de care sunt pătrunse toate paginile volumului său autobiografic, care cuprinde și câteva proze scurte, scrise cu distinct simț al umorului. Spre exemplu, în Trotineta cu Ghinion sau cu o glumă adevărată, personajul narațiunii nimerește în diferite situații comice. Un înger păzitor însă îi ajută să iasă din încurcătură. Memorabil e cazul când se salvează la limită de sub viața unui rând, grație unor necunoscuți, după ce căzuse e trotinetă meșterită din lemn. A mai fost lovită grav copite de un cal pe lume, țigan, caz pe care relatează în povestirea Mustangii, dar și aici avem un final fericit. Drama existenței umane punctată în culorile sumbre ale rupirii de sclavii natal, capătă și alte conturi în proza Margaretei și Mărtan Spână. Scrisă la persoana întâia, toate prozele readuc în memorie evenimente și fapte de o duritate puternică. În novela Mărul, însă, distingem o doză de romantism nedisimulat, rot al unei întâmplări de pe la începutul anilor 50, ce trezește mirare și uimire. Despre simbolul cu fruct, gustind de energie și arome paradisiace, avea să scrie Grigore Vieru, pe coperta a patra cărți. Jelăvindu-mi sau ochii și inima, citind bunăoare episodul cu acel mirific măr, dulce și lume adus de cineva din Basarabia, la marginea înghețată a lumii, în Purgan, măr pe care nimeni din familia deportată nu îndrăznea să-l consume din dorința de a se bucura cât mai îndelung de fermecătoare mireazma care le amintea de casa părintească. Apropo, subtitlul Amintiri de Cuplărie consonează cumva textual cu titlul binecunoscutei opera lui Ion Creandă și ar putea trezi careva dubii vis-a-vis de originalitatea scripturii. La o lectură atentă deslușim totuși un stil personalizat și un registru diferit de idei și evenimente ce s-au perindat în timp și spațiu absolut străind personajul Tengean. Oricum remarca Vlad Profilă, nici cel mai mare necaz al lui Nică, al lui Ștefan al Pietrei, nu se compară cu drama trăită de micuța Margareta în pericol de portării siberiene, ce i-a cauzat atâta și atâta suferință și care, în consecință, i-a furat copilăria. Bucuriile firești ale vârstei de aur ale fericii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule. Noi nu avem o revistă, dar noi vom avea, probabil, o revistă, dar una de două, dar Uniunea Scriitorilor ne invită să ținem o pagină la în revista literară, dar de ceva timp ținem o pagină de literatură în Gazeta de Chișinău. Așa încât ce ați scris, colegi, și cum ați scris, veți avea posibilitatea să puneți în pagină și să publicați cei ce ați făcut dumneavoastră. Îl invit acum pe doamna Veronica Bolișor să vorbească despre
câteva momente din opera unui alt scriitor deportat, deținut politic și deportat, și iarăși acum furtuiesc, vedeți, deținut și deportat, deținut politic, sigur, Nicolae Țurcanu. Noi am pornit, de fapt, de la această carte. L-am invitat pe domnul Loghin Alexeev să vină, să lansăm această carte în 5 volume, iată, în 5 volume. Stă aici pe masă. Eu vă arăt, acestea sunt 4 volume, noi avem și pe al 5-lea, dar e pus, vine mai târziu puțin și în alt loc, deci noi avem un disconfort cu biblioteca, acum suntem în pregătirea spațiilor, în tot cazul, niște probleme de logistică. Și avem aceste cărți. A plecat domnul profesor Petrecu, dar și dumneavoastră venise odată cu ideea să facem lansarea acestor cărți. Iată că noi am considerat că 6 iulie tocmai este un moment important și potrivit ca să se facă lansarea acestor cărți. Dar domnul alcătuitor al acestor cărți este plecat din Chișinău. Și poate că vom discuta punctual altă dată. Acum, Veronica Boleșor, despre aceste cărți. Acum un an, când Loghin Alexeev a făcut donația aceasta din 4 volume, cu creația lui Nicolae Țurcanu, am privit la această donație cu tristețe și mi-am zis ce mult s-ar fi bucurat Nicolae Țurcanu să-și vadă măcar o parte din creația lui apărută antum și nu postum. Dar n-a fost să fie, pentru că chiar dacă din Gulag a ieșit la libertate în anul 1952, ceea ce s-a întâmplat lui l-a marcat pentru tot restul vieții, iar ușile editurii i-au fost pentru totdeauna închise. Eu mi-am pregătit o comunicare în virtutea faptului că în timpul studiilor de doctorat la Institutul de Istorie, la Academiei de Științe, am avut norocul sau, cred că mai bine ar fi spus, nenorocul, nefericirea, să lucrez cu dosare ale membrilor organizațiilor anticomuniste și antisovietice din Basarabia Postbelică. De ce zic nefericirea? Pentru că mi-a fost foarte greu să lucrez cu aceste dosare, pentru că eu m-am implicat sentimental și mă durea ceea ce li s-a întâmplat celor mai destoinici fii și fiice ale acestor neleaguri. Sunteți deja obosiți, suntem cu toții deja obosiți. De ce eu nu să citesc comunicarea, am renunțat la ea, voi publica-o, voi citi doar această poezie ghinionistă care l-a costat pe Nicolae Țurcanu 8 ani de detenție, dincolo de cercul polar, în regiunea Norilsk. Vreau doar să spun că regimul acesta diabolic sovietic putea să indemnițeze, mai făcând și un simulacru de judecată, putea să indemnițeze un om, să-l deporteze, să se înjuiască, în ultima instanță putea să-și să împuște un glon de înceapă, doar pentru un sentiment. Pentru că poezia lui Nicolae Țurcanu este un sentiment. Un sentiment nobil, de dragoste față de patrie. Și el a avut acest sentiment nobil și nu este vina lui că patria lui a fost alta decât URSS. Și a scris un vers foarte frumos, imediat o să-l citesc, pe când era la tratament la București în anul 1942 și prietenul lui Alexandru Smochină, care era fiul celebrului cartorar transnistrean Nicolae Smochină din satul Mahala, din o suburbie a orășelului Dubăsari, care l-a îndemnat să meargă la o serată la Ministerul Educației din București și știind că scrie poezii, l-a îndemnat să scrie și o poezie. Și Nicolae Țurcanu a scris această poezie pentru care a făcut gulagul la sovietici tocmai 8 ani. De fapt, el a făcut gulag toată viața pentru că s-a reîntors și așa și n-a mai fost reabilitat și creația lui, iată, a apărut doar postum și o avem acum la noi în muzeu. Deci, iată pentru ce sentiment a fost el întemnițat. Poezia, salutarea noastră. Bună ziua, deal și vale!
Salut, nete de câmpie! Bună ziua, frați și neamuri! Salut, dulce România, care îmbătrânind în urmă, înainte întinerești, care slava ți se înalță din morminte strămoșești. Azi poetul mic își vede preasemenul tip al său, cum l-au luminat strămoșii, cum ți-l are Dumnezeu. Aici, doi nemurți se cântă, de o grădină de poeți. Aici păsările zboară, aici soare mult adeți. Eu de unde vin, doar nori, las amurguri pe ruine. După 20 de ieri, doar azi primăvara vine. Salut, dulce România, frate, soră, mamă, tată, vă zicem bună ziua, iar adio, niciodată. Mulțumesc. Doamna Veronica Băudișor. Invit acum pe Dumitru Dan Maxim, care va citi poemul Scrisoare din Sibir, din cartea lui, am să-ți spun, într-o zi, sau cartea lui. Bună ziua, dragi români, bună ziua, stimat public. Vă bine, pentru ideea comemorării acestei zile a strămoșilor noștri organizată de un ascultător, de muzeul nostru, al Teatrului Bucureceanu. Mă bucur că suntem mai mulți prin faptul că sunt engenați aceste două canale, Facebook-ul, muzeului și respectivul canal despre care vă terminau de doamna Șoachiți. Îmi amintesc de Nea Vasile Neagu, vestitul regizor de la Radio Național, care vorbea în anii 85-86 de valul de deportări în 1940 și detaliul care mă domină e că au fost duși, cum spunea atunci, acolo unde este Nacă la Ferată și au fost aruncați, practic, Moldovenicea în spațiul Siberiei. Și ei au uitat. Deci, efectiv, n-au avut cu ține nimic, n-au avut nici topor, nici ca să-și facă casă. Deci, peste ani găsesc rămân doar două persoane, despre care vorbea Nea Vasile Neagu, două persoane pe care le descoperă moscoviții, nu mai știu cum, elicoptere, ce faceau pe acolo, o mulțime de lucruri, se extendea nu știu ce, că era calea, că-i bamă, că-i altceva. Deci, și-i aduc la Moscova ca două moste de oameni rămași, nu știu de când. Deci, ei efectiv s-au uitat. Trebuie să revin acum la Valeriu Mârza, împreună cu care îmi povestea asta, și la alte persoane care era de față în momentul când povestea domnul regizor lucrul ăsta. Eu mi-am amintesc de un material făcut de mine, realizat la radio, a unei persoane deportate din Galați, Ștefan Pohilca. L-am găsit la azil. Eu avem o rubrică, să nu uităm de ce nu retriști pe noi, la sfatul Serilațian, după aceea trebuie la radio, am atunci la radio. Onorarul, asta era ideea, onorarul de la materialul respectiv era distribuit, primit de persoanele respective. Ștefan Pohilca, deci vorbim cu mai multe persoane din la azil, văd că nenicul ăsta îmi vorbește un pic altfel, și rusește cu rusiste, dar și având un accent regățean, nu știu cum, parcă ar fi de parte Galațiul de București, până la urmă. Și îl întreb de unde se întâlnesc, zice că din Galați. Și cum adică eu vorbesc de jumătate de ori cu mătă și îmi spui că abia cum ești de Galați, dar mă lucrați aici, zice, da, lucrez. Și eu credeam că mătă ești parte a personalului, a oamenilor, a beneficiarilor. Și păi, dar sunt, n-am înțeles. Și e povestea. În 41, deportați fiind părinții lui și părinții lui, în Siberia, după aceea îl povestește, o iau pe scurtătură. Deci, la două săptămâni după asta, este el ridicat, deci deportat, a stat într-un lagăr internațional, revine când apare la noi Mișcarea Democratică, Frontul Popular, cu ajutorul lui Mircea Druc, se adresează, deci, la Frontul Popular, și cu ajutorul lui Mircea Druc, este plasat la azil. La azilul nostru, la Stânasa. Și acolo stă de ani de zile. El muncea, își câștiga bucata de pâine,
dar nu putea să ajungă la, în România pentru că nu avea acte. Camera de unde de aceea, cu Nina Bucătaru, Dumnezeu să-l ierte, a lui Victor Bucătaru, regizorul, Dumnezeu să-l ierte, și datorită ei și ambiției ei, deci s-a obținut acte pentru Ștefan Pochin, care a fost la ambasada României în perioada respectivă, i s-a făcut actele respective și merge la un Crăciun în Galați. În sfârșit, o povestesc despre faptul ce s-a, ce i s-a întâmplat la Galați. Că a venit înapoi, a revenit, a dat acum un act deocamdată temporar cu dreptul de a traversa, de a trece hotarele. Și zice că ajung la Galați, la stăduța Albița, Oranișoara, ceva de genul ăsta, ajung la primăria din localitate, ajung la primar și îi spun cine sunt. Și amintesc, uite, fratele meu, Gheorghe, o fi pe aici undeva, casa noastră nu mai era, stai la cea mai era, casa noastră nu mai era. În fine, îl găsește primarul pe fratele lui, care locuia la o periferie a Galațiului, oricum un sătul din subordinea Galațiului. Vine și se întâmplă primarul, Ștefan Pochincă, și intră respectiv frate-sul. Asta sunt ani de zile. El avea 16 ani, a fost deportat. Asta se întâmpla în 94, când a fost difuzat în două, în foi de ton, în materialul dânsul la Radio Moldova. Și deci, intră frate-sul. Primarul, o singură întrebare, pune, băi Iorie, tu știi cine e omul ăsta? Și ăsta îmi spune, preț de un minut, m-a privit. Și zice, Ștefane, tu ești? Vă dați seama, partea rea de... Ăsta fără dinți armarul, distrus. Bine, de fel de salte de acum. Știu că după aceea am privit consecvențe că o fi fost acest Ștefan Pochincă angajat în o unitate militară din România. Că-i Galați, că-i pe acolo și mai departe. Nu mai știu mai departe ce s-a întâmplat. Dar noi vorbeam acum, când cu doamna Ștefis, când vorbim de, da, prezintă poemul, pentru că am încercat să văd ce s-a întâmplat cu basarabenii cei care au fost aduși din intervedere în România încoace. Și asta o și dedic carte din mormânt a unui basarabean, readus forțat în Basarabia din România Mare de către structurile intervediste și deportat în Siberia. Domnul Petrenco vorbea de verișorii care s-au trădat și au spus, asta e bani la fuguriță, fuguriță, că ți-i rămân în pământ, ce acolo chestie. Dar când mi-am adărit și chestia asta, cum m-am dus, vin, nu știu cum, m-au luat, m-au dus. Deci, scrisoarea din Sibiu sau Sfânta Cruce a Mamei. Am înverit să mă arăt. Am înverit să mă vezi. Printre frați să mă lasă de durere. Aș ieși din mormânt să mă știi neînfrânt, să-mi văd țara unită în putere. Auzit am de brazii țării făroși, auzit am de munții vârtoși, de câmpiile vrânde oameni zeloși, ocotite de sfinții strămoși. Dar te întreb de copii, te întreb de părinți, verișorii de sbravi și a ta vară. Când ți-am fost România, m-ai uitat. Eu nici când te-am uitat, au venit și-au urlat la copii, la părinți cu o travă și m-au smus din pridvor cu venin de la drat și m-au dus de la nată zicioară. Și-am aflat ceea aceea în lung și în lat, în Sibir, mângâind a mea țară. Am venit să te-ntreb, am meu frate uitat, cum e anul moșile iart, căci prin părțile noastre poate i-a aflat crește în pâinea coroa amară. Ai să vii și ai să pleci. Ai să vii să mă lași, frate bun, de pământ și de țară. Eu rămâne voi tot lângă plug și la arat, deslocând din pământ a mea mamă. Când mi-ai fost, am uitat. Au venit și au băgat și bătrâni și femei în marfoare și-am aflat ceea ce i-a în lung și în lac, în siderii, luptând pentru țară. Vezi, obrază de-a mea, vezi, obrază de-a ta, merg din capăt în capăt, tot una, ca să nu te înjignesc, ca să nu te lipsesc de-a ta, pâine și de-a mea țară. Poate iese cumva din țărâna de piept, crucea mamei purtată în siderii, e sub tâmpile noastre și parcă o privesc, dar nu scapă din nou printre gen. Când nu mi-a fost, am uitat.
au venit și au furat și arder și mășii și pomană. Și-am aflat ceea ce i-a lung și înlat în Siberii, născând altă țară. Eu am mamă, am tată, am soră și față, interesezi de chiar, interesezi de viață în Europați. Mi-a dat a mea țară, din lung și din lat, să nu-mi fie iubirea povară. Mă auzi, dragă mea țărișoară, eu de toate am trecut și de toate am salun, chiar și dragostea ta și dojana. Frate vechi, frate bun, frate aproape, român vreau să credeți mai sunt, dacă nu-i cu banat și ocară. Nu fi trist, de mă uiți și nici nu lăcrima neamul meu. Eu am să mă descurc la răscrucea de jos, la intrarea din sat. Răstignirea îți poartă al meu nume. Când nu ai fost, am uitat. Prin pustiile pădați și nepoți și bunici la grămadă și-am aflat ceea ce era în lung și în lat, în Siberii crescând a mea țară, de români ce-am rămas și nimeni și glas, în pământ fără cruci și pomană. Mă auzi? Nu mă auzi? Eu am spus, nu mă descurc. De o goră în corpuță te întreb, să te întreb de pământ, de copii, de mor, de soție, de mamă, căci în mine pământul rămâne în gând, îl plăresc peste tot, ca pe țară. Am venit să mă arăt. Ai venit să mă vezi, să mă lepăd aici de durere, să te întreb de cumva, cu uitare ai ales alt pământ și alt port, altă țară. Pe aputam. De la Putna am fost și adus am pământ să împart la copii a lor țară, să le spun că a lor e țărâna de mâini, să o ridice în slăb ca pe mamă. De rog, să te întreb și de ce ai semănat omul ăsta să te-ai ajutat? Pâinea crește, istoria n-ai uitat, frații tăi cresc pământ pentru țară. Am venit să mă arăt. Ai venit să mă vezi, să mă lepăd aici. Poate tu mă ajuți. Din țărână de pept, crucea mamei se scot din Siberii. Sunt tâlpile noastre și acolo privesc, dar nu scapă din nou printre gene. E adevărat, deportările n-a fost o poveste. Nu-i povestea cu Făt Frumos și Mirana Costânzeana. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina e cam ceea ce s-a întâmplat atunci când cu puturile astea mai la est de Ucraina nu vor să muncească. Ei nu vor să muncească. Așa au venit și atunci au luat și Ucraina și pe noștri. Vin la tot o gata, pâine, casă, apartament, lucru, tot. Asta le-au spus, bă, noi v-am dat arme. Voi trebuiți mai în pace. Vă mișcați. Bine, pardon. Să ne și nu putem să nu vorbim astăzi, chiar și foarte scurt, despre Alexei Marinac, cel care a pătimit pentru un jurnal de student. Natalia Caritoniu este o colegă de-a noastră mai nouă, venită de o lună de zile la noi, este doctor în filologie și s-a ocupat de eveniment. Acum eu oferim cuvântul să vorbească despre Alexei Marinac și citesc titlul Memoria ta de justiție în jurnalele intime, eu și lumea de Alexei Marinac. Deja mă luam și de emoțiile și scurtul. O să citesc textul pentru că, ascultându-i pe toți și colegii mei, dar și invitații muzeului, și filmele pe care le-am văzut și interviurile, în mod clar, au lăsat o emoție care se depășește cu greu. Așadar, memoria ca act de justiție în jurnalele lui Alexei Marinac. Proza memorialistică constituie unul dintre cele mai exploatate domenii din activitatea lui Alexei Marinac, subliniind astfel nevoia posterității de a înțelege cum s-a configurat relația dintre individ și stat în perioada comunistă. Jurnalele intime lui și lumea dau memoriei puterea de a săvârși un act de justiție, pe care justiția însă își întârzie să-l săvârșească prin condamnarea totalitarismului de factură stalinistă.
La început au fost 3 caiete, cu însemnări de peste 400 de pagini, intitulate Eu și lume, care conțineau notițe din perioada 30 decembrie 46-27 mai 47. Anume, aceste caiete, scrise în perioada studenției, au condus la arestarea și la condamnarea lui Alexei Marinac la 10 ani de detenție. Astfel este deportat în Siberia, în lagul special numărul 7, codificat Ozerlav, în orașul Raișe, regiunea Irkutsk, unde și-a petrecut 7 ani din viață, fiind eliberat în 1954. Din biografia celor 3 caiete, reținem că au fost confiscate chiar în ziua împărtășării, iar recuperarea lor din Arhiva Securității a fost posibilă abia la sfârșitul anilor 80. Luând calea tiparului, mai întâi revista Newsul în 1988, apoi în culegerile Scrierea Adrese, 91 Eu și Lumea, 99 pe urmă în 2017 și Călătorii în jurul omului în 2004, cele câteva secvențe făcute publice au intrat în conștiința colectivă sub forma unor probe ale crimelor tipuite de mașinăria sovietică împotriva umanității. Jurnalele radiografiază pulsațiile unui timp încremenit în teroare și în fără de lege, la care tânărul Alexei Marinac nu putea să rămână indiferent. Citez o secvență din 26 martie 1947. În lumea aceasta, unde la fiecare colț de stradă sunt ignorate drepturile omului, demnitatea omenească, unde la fiecare pas sunt încălcate legile, unde se strigă despre legi, dar nu se respectă, unde totul se vinde și se cumpără, unde sunt batjocorești și statul și legea, este greu să nu strigi. Reprezentanții legii, de ce mai purtați uniformă? Într-o altă însemnare, autorul semnalează existența statului ca structură duală. După părerea mea, spune autorul, orice stat are două ipostaze ale existenței sale. Una este fața și alta dosala. Nu încape nici îndoială că așa stau lucrurile. Statul are grijă de fața sa. Și o arată, o propagă cu toate mijloacele disponibile, presă, radio, literatura. Dar cât de mult se deosebește dosala de cei ce nu-i în față? Dosala sunt subsolurile, închisorile, lagărele, activitatea miliției, a încălătărului, îngăbăului și a tuturor organelor de securitate cu anchetările, bătăile, schingirile, torturile, celulele, carcerele, omorurile premeditate. Este un semnare din 24 aprilie 1947. Este clar de ce a tras atenția autorităților aceste însemnări, cei care le-au citit și el spune că păcat că primii cititori au fost tocmai cei din structurile statului care au citit jurnalul. Despre fața nevăzută a statului sunt și secvențele în care se descrie epidemia de ticos sau foamea din 46-47. Citez. Astăzi mi s-a povestit cum pregătesc oamenii mâncare în satele Moldovei. Dezgroapă mormintele de animale, scot oasele. Le taie în bucăți mai mici, le macină și le fierb cu sare. Felul 2. Culpe fierte făcute din rujeni de păpușori. Taie încălzămintea, opincile, în bucăți mai mici și le fierb. Taie copaci, fac un neguș și le fierb. Povestea jurnalelor însă nu se oprește la însemnările din perioada studenției, ci continuă așa cum mărturisește însuși autorul și în perioada detenției. Din evocările lui Alexei Marinac reținem o modalitate inedită de a consemna realitățile din închisoare, și anume scrierea în memorie. Ori deținutul nu avea nici hârtie, nici creion, și era nevoie să țină minte toate istoriile și portretele pentru a le putea dezvălui ulterior drept mărturie a ororilor la care a fost martor. Peste ani, în 1989, autorul le-a publicat fragmentar în revista Nistru, intitulându-le Crâmpeie din cultoarea vremurilor. A treia etapă din viața jurnalelor intime Eu și Lumea începe cu 1 octombrie 1956. Din aceste caiete, Alexei Marinac a publicat câteva fragmente, spicuiri, momente și nuvelete, în volumele de proză documentară pe care le-a menționat. Iată ce își amintește autorul despre ziua în care a reluat scrierea jurnalului. Când am venit acasă și am scris prima frază în jurnal, m-am gândit. Nu fi fost oare niște semne căderea celor frunze care îmi tătăiau calea? Și atunci mi-am zis, de ce încep eu iarăși acest jurnal pentru care am avut de pătimit? Cine are nevoie de el și la ce mă poate servi în afară decât să mă aducă neplăceri? Și tot în aceste însemnări vom găsi și un răspuns pe care îl dă Alexei Marinac, rostul jurnalului în viața sa. Jurnalul mă mobiliza să fiu mai atent la ceea ce se face în jurul meu. Ce se întâmplă cu natura când temperatura scade până la minus 60 de grade? Jurnalul era ca un ultim chibrit în taiga.
Sunt lucruri de care te îndoiești. Sunt lucruri pe care nu le poți spune în glas. Sunt lucruri pe care abia le clipăi, sunt visuri, sunt visări, sunt sentimente care ți-au strânit admirația, iar peste câteva zile ți-e rușine de ele. Toate acestea pot încăpea numai în jurnale. În memorie nu pot fi reținute mult timp. Se spulberă, se șterg, dispar fără urme. Fiind concepute pentru a lăsa o urmă, jurnalele Eu și lumea de Alexei Marinac pot fi abordate nu doar ca texte reprezentative pentru memorialistica detenției, dar și drept o probă într-un eventual și necesar proces de condamnare a crimelor regimului stalinist în Basarabia. În acest sens, documentele pe care le avem aici la muzeu, dar și în arhiva familiei Marinac, care este îngrijită de fiul scriitorului Andrei Marinac, ar putea furniza date prețioase despre ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Trebuie să spun că ziceam că textele lui Alexei Marinac sunt în atenția cercetătorilor. Chiar anul trecut a fost susținută o teză de doctorat care a fost axată pe acest subiect al prozei memorialisticii detenției, dar și știu că se mai scriu teze, se lucrează la doctorat pe aceste subiecte, ceea ce înseamnă că există un interes. Ce facem mai departe cu toate aceste produse, deja este o întrebare la care nu știu acum să răspund, dar cred că va trebui cumva să ne gândim. S-au spus astăzi foarte multe soluții, cumva trebuie cuantificate și canalizate într-o direcție care să dea și niște rezultate palpabile. Mulțumesc! Natalia Caritor, mulțumim foarte mult și am să rog să încheiem această întâlnirea noastră cu niște secvențe de final din cartea doamnei Kersnovskaya, Eufrosinia Kersnovskaya. Ea a pregătit niște diapozitive. Subiectul pe care l-am discutat astăzi a fost și este un subiect deschis, rămâne un subiect deschis. Noi ne-am întâlnit un timp destul de amplu, aproape 3 ore. Nu ajung 3 ore pentru un asemenea subiect. Nu ajung ani, zeci de ani, rămâne un subiect deschis și cred că ar trebui să fim oameni serioși și să ne aplicăm pe textele deasupra textelor scrise de oamenii aceștia care au pătimit și care au fost scoși din albea fireastă vieților, dată viața peste cap, unii rămași acolo în Siberia de oase. Cred că mie ori cum e frică să vorbesc patetic despre aceste momente, eu nu le-am trăit, dar cred că este obligația noastră, dacă ne considerăm intelectuali sau, eu știu, cercetători, muzeografi, să aducem în discuție, în actualitate, texte uitate, necunoscute poate niciodată, a oamenilor care au suferit ei înșiși. Și cred că muzeul nostru se va concentra și va găsi posibilitatea să valorifice cei ce are în fondurile sale și să sporească aceste texte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă invit și pe Teo Chiriac să mulțumesc și eu pentru că am lucrat împreună și e firesc să fim împreună Muzeul Național de Literatură în discuția unor subiecte de acest gen și, în general, a literaturii. Dragul meu, Neașnea Chitschi, într-adevăr, da, câteva ore, dar am avut atâtea emoții profunde în tot acest timp și ziceam, cred că e un moment care ar trebui să aibă continuitate, dar astăzi nu vrem să abuzăm de timpul invitațiilor noștri. Cu siguranță, Uniunea Scriitorilor, împreună cu Muzeul Național de Literatură, vor mai organiza asemenea evenimente importante. Vă mulțumim încă o dată și să știți, dacă
vrem și noi să rămânem în memoria cumva, să nu uităm nimic, să nu uităm pe nimeni care ne-a precedat. Asta vă doresc, asta îmi doresc și mie. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Igor Cojocaru, mulțumim, Cristina Cartere. La revedere!